Salutare și bine v-am regăsit, fraților! A, și avem muzica dată în ce, da? Suntem pe bine sus. Very nice! Fraților, avem o seară de Farmer's Life. Și o să trecem, bineînțeles, prin iarnă. Orice like la acest live este imens apreciat, pentru că așa dă YouTube-ul, sper, nu știu dacă o dă. Da? Sper să dea notificări și altora. Postând 3 videoclipuri astăzi, cu siguranță consideră că eu sunt un roboțel și sunt un spam. Și pentru asta, probabil, o să mă țină în anonimat o perioadă. Dar ne asumăm riscul. Salutare, Cosmin, Horia, Dragoș, Claudiu, Eric Bercea, salutare, băieți, salutare! Tu, Cosmin, pe primul loc, acolo, ia! Bă, ce când ai primit notificări? Ia spune! Ce activitate întreprindeai de... ai fost așa și pac, bum! Care este lunea la voi? La mine, lunea, spre exemplu, face parte din... Bă, mai avem aici, mamă, în Cavaș! Oh my god, avem o grămadă, trebuie să mai mânc o leacă. Și pentru că ne ducem o noapte cu munca, o cafea, o cafea la băiatul așa și nu doar la cel din joc, mai avem încă una acilișă. Astăzi a fost o zi de muncă cu privire la business. A trebuit să facem scouting și scouting înseamnă că trebuie să călătorești și să detectezi, să cauți locații inedite, interesante pentru pre-nunți și post-nunți. Nu știu exact cum se numește în România, cred că este Love the Dress și Trash the Dress. Ceva de genul ăsta. Pentru că avem oameni care sunt fani, spre exemplu, mare și atunci trebuie să găsim niște locații inedite la mare, dar după aia avem și oameni cărora le place mai mult muntele și atunci trebuie să găsim locații inedite pentru munte. Noi deja avem un portofoliu destul de mare de locații, dar chiar și așa trebuie să te duci, să faci fotografii, să așa, să le pui după aia pe un pliant frumos și clientul când vine, băi, trebuie să elimin asta de aici, că nu-mi place nicio culoare. Clientul când vine, pac, îi arătăm locațiile cu poză, frumos, distanță, câți kilometri sunt pe an acolo, tot făcut ca el să știe dacă ne întâlnim acolo sau dacă merge cu noi de asemenea. Haide! Și da, astăzi a fost ziua, o zi de condus și văzut locuri interesante, inedite nu am văzut astăzi, din păcate, dar interesante au fost. Flail, Flail-ul o să mai folosesc un pic, din păcate, pentru că este foarte, foarte lent și fraților, cred că este un pic prea... What? De ce nu mai am găini? Acum am văzut această poartă. Nu cred că am închis găinile. Am închis găinile din greșeală. Oh my god! Eram și uimit, zic. Secuere de ce? Hai, acasă! Nu vreau un Fiat, cred că... Cred că este mult prea târziu pentru ele. Bro! Mamă, ce m-am înțeles, am crezut că au murit toate, tu ce ai? Oh my god! Uite, se abia acum se duc. Asta poate acum se duc la... Nu se duc. Aici trebuie să am și eu un porc, zic. Haide, doamnă! Haideți, poftiți! Vă rog frumos! Wow, holy fuck, dude! Jesus fucking Christ, avem din prima... Wow, ok. Muchas gracias! Să trăiește, Alexe! Muchas gracias! Fără niciun mesaj așa! Mi-ai dat aici ceva mesaj? Mulțumesc din suflet! Am o nouă dambla pe care... pe care vreau să o fac și eu deja like mult. Muchas gracias! Mamă, cine a așteptat a fost chestia asta? Aici nici nu mai merge treaba cu ai crăpat gheața sau ai spart-o, pentru că pur și simplu ai eliminat o bucată mare de lac. Basically. Total, total neașteptat. Jesus. Oh. Avem ceva găini pe aici? Niciuna? Niciuna. Bă, dar pe asta nu putem să scăpăm de ea. E puțin creepy noaptea. Aș cam renunța la ea, sincer. Dacă și iau ceva pe curul ei, ar fi și mai bine. Gen, să-mi dau ceva materiale, mă gândesc. Eu căutam porcul, de asta am venit pe aici, dar nu am niciun porc pe niciunde, o fi pe jos, voi căs astăzi.
De ce stă asta aici? Și un etaj este liber. Ah, și da, stai așa că n-am spus detalii, dar Blaua va apărea pe canalul secundar din descriere. Bineînțeles, este o Dambla legată de profesie, de videografie. E o Dambla foarte folositoare și frumoasă de asemenea. Că nu-mi plac lucrurile care nu sunt și practice. Aici este plin. Uite niște flori, fii atent. What the fuck? Ok, that's interesting. That's interesting că e posibil să putem să luăm aceste flori. Bă, dar unde e porcul? Deci e ceva desperiat. Oh my god, unde era? Păi cred și eu că nu este fo... Uite-te cum doarme coaie cu... Uite-te și tu. Partea funny e că mi-a adus aminte de bunica. Bunica mea, Dumnezeu să ierte, a dus anul trecut. Bunica mea a fost o femeie foarte... Deci cum vedeți voi porcul ăsta aici? Așa era bunica mea. Bine, nu fizic. În sensul că i-a plăcut atât de mult natura, curtea, animalele, încât ea pentru asta trăia. Niciodată, de exemplu, nu a stat undeva fără animale. A trebuit tot timpul să aibă animale. Și porcul întotdeauna era punctul ei, apogeul ei de Crăciun. Să crească tot anul un porc, minim un porc, și după aia să-l taie de Crăciun. Ăla era apogeul. Nu-i plăcea neapărat că tăia porcul, ci îi plăcea era faptul că se strângea la tăierea porcului cu familia și sentimentul ăla de a da un pic înapoi, știi? Foarte, foarte... Deci e fix ca mamaie, pentru că am fost o dată în vacanță la mamaie. Și așa am găsit-o pe jos. Deci dormea prin curte. Cum vedeți, porcul ăsta. Și a zis că se simte cel mai bine. Durerile la oase o lăsau când dormea pe pământ. Nu știu să vă explic de ce, ce și cum, dar se conecta foarte mult cu grădina. Salutare, salutare! Un porc jegos adevărat. Da, mă, dar are carisma lui, mă. E, știi? E el acolo. Like, parcă curat n-ar mai fi. Bă, le-am băgat pe toate? Eu cred că suntem bine. Vreau să fiu pregătit pentru ziua de mâine. Aici toate puicuțele sunt. Acolo le-am pus. Cred că suntem super ok. Am băut cafeaua aia, dar să știți că nu mi-a dat foarte multă putere extra. Băgăm și un pic de căcuță. Și cam atâta. O să închid aici. Ora este 11:16 minute. Merem la somn. Avem ora... Este încă relativ vară, spre toamnă. Ora... E toamnă. Era august parcă și acum e septembrie. 6:17. Vedem care este treaba. Salutare, TMA! Salutare, Alexandru, Daniel! Mă uite pe cirițel prin zona ea. Salutare, ea! Ce zici, Nico? Ce zici? Pe cine mai avem? Pe Tudor? Alexu, de asemenea! Alexu, tu ai dat donația? Tu ai dat donația ca Alex... Sunt mai mulți, Alexul e doar unul, este? Mulțumesc, să trăiești! Salutare, văzând trei clipuri azi, am zis că s-a dus cu live-ul, să ai spor! Tudor, cum așa ceva? Merită live-ul ăsta un like? Ar fi super tare! Deci, azi sunt un cerșetor și nu mai menționez pe tot parcursul live-ului, dar ar ajuta pentru că, bineînțeles, notificările nu se dau după ce ai pus trei videoclipuri în aceea zi. So, yeah. Eo! Mamă! S-au înmulțimă? Mă, nebunelor! Mă, fetelor, ce se întâmplă aici? De ce se... Mă, se mănâncă din sac? Alo, 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 alo! Opa! Mamă, ce bună era o săritură, că puteam să sar peste sacii ăștia. Jesus! Și da, aici vine cocoșul, cred. O să vedeți mai multe influențe. Mă rog, pentru mine sunt așa, rădăcinate, știi? Gen, cum îmi aranjez lucrurile pe aici, eu imit foarte mult cum aveam o mai la țară. Deci, nu neapărat că erau foarte bine gândite, dar erau așa, făcute cu pasiune, mă, știi? Și da, la un moment dat și ea, de fapt nu la un moment dat, ci de foarte multe ori și ea avea lucrurile înșirate. Prin curte, știi? Când se punea să mute ceva sau să construiască o nouă anexă la casă, lucru care se întâmpla destul de des, le înșira pe acolo așa, oleacă. Deci o săptămână stăteau toate prin curte înșirate. Gen, găinile la porci, porcul mai mâncat câte o găină? He, 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 păi cum așa? Da, da, se întâmpla și din acestea. Păi, dar acum, hai să te pun pe tine aici în graj, unde ai și mâncare de asemenea. Și să vedem dacă putem să mai luăm niște miere, pentru că eu am recoltat decât o singură dată.
niște miere, așa că albinele mele ar trebui să dea în continuare. E bine, la muncă am mâncat ceva și așteptam că mi-era dor de tine. Ah, mă, Nico, mă! Hai că nu sunt scump la vedere, mai ales astăzi. Cum vine asta? Ce ai halit? Dă-ne și nouă idei de găteală. Bă, au făcut ăstea, mă, ceva. Mă, fraților, n-au făcut. Pă, Nico, ziceai de 3 harvesturi, da? Am mai vorbit noi, ziceai de 3. Și mie nu-mi ies mane, nu știu ce faci tu la mine, doar de 2 ori. Nu știu dacă le-am pus greșit pe astea sau nu. Nu știu dacă tu le-ai pe lângă ceva teren plantat. Poate la sfârșitul anului o să mai îndea ceva, dar momentan nu-mi dau astea, bă, nimic. Bun, mâncare, pac, ouăle, le pune și noi deoparte pentru că vreau să le vând după aia. Mergem cu toate, avem 481, nu avem foarte... Oooo, 120 de ouă. Nu este rău deloc, absolut deloc, niște apă, dăm niște apă în coci. Let's go. Vezi că nu mai merge serverul la Palord. Îl facem, Ariane, îl facem. Îl facem. Au mutat cei de la G-Portal, cine avea serverul la G-Portal, știți că s-au mutat pe un alt hardware și au schimbat ei gen, nu știu, calculatoarele, mă rog, ce și-au schimbat pe acolo. Și din cauza asta, ar trebui să le închidă pe toate, să le mute. Ar trebui să ne mișcăm un picuț mai bine. La mine se mișca destul de bine și înainte, dar aparent și că de-aia au schimbat ca să se miște totul mai bine. Măi, asta-i puțin. Deci, ăsta era... Păi, avem cartofi aici, da? Sunt ready to harvest. Avem plugul aici, da? Semănătoarea este în partea asta. Mă pașe un strănut. Revin. Gata. O să merg să recoltez cu tractorul. Eu sper să meargă. Nu mai am decât 5 litri. Mamă, trebuie să merg neapărat pe la... Da, vezi, trebuie mult să ai să mergem pe la SAF. Vindem și ouăle. Facem un ban grămadă. Și așa o să iau și ceva fuel, pentru că Stan vinde 30. Comparativ cu vreo, nu știu, puține câte pot să iau de la market. Deci vine... Hați! Cam așa! Asta a fost. A, și vreau de asemenea... Uite că te-am și pe tine, Nicu, aici, pe Marian, de asemenea. Vreau să vă anunț, băieți, și de o chestie o să urmeze în, wow, în curând. Ideea pe care v-am spus-o cu Farming Simulator 25, o să o începem de acum din Farming Simulator 22. Adică urmează să facem un server, urmează să dăm parcele fiecăruia. Lucrez la asta, mi-a o săptămână să finalizez totul. Practic avem zone, distribuim jucătorilor, da? Mă bazez pe voi, membrilor care vreți să jucați, așa că în curând o să auziți de mine pe Discord. Discordul va fi schimbat, mă rog, o să trecem prin câteva lucruri de astea. Stați o geană pe canal pentru că pe live vreau să vă spun mai multe, dar din weekendul ăsta vom începe serverul de multiplayer pe care voi fi prezent zilnic și de asemenea acolo vom fi vecini. Va fi un server de Farming Simulator roleplay. Nu am văzut să mai existe ideea asta pe niciunde. Mie mi-a venit ideea asta de la GTA, bineînțeles, GTA 5 roleplay, doar că noi vom face Farming Simulator roleplay. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fix ca în Farmer's Life, fiecare va avea curtea sa, zona lui, bineînțeles, terenurile lui de asemenea. Zonele nu vor fi identice, vor fi similare, dar nu identice, așa că unul poate să aibă două terenuri mici, altul poate să aibă un teren mare și așa mai departe. Așa. O să avem un primar subsemnatul, că bineînțeles trebuie să atribui terenurile și orice activitate o putem face în colaborare. Ce înseamnă asta? Ia să vedem cu T-ul. Așa. Și porti. A, Munchen. Ok, hai că mai avem Munchen. Stai așa. Orice activitate vom putea să o facem în colaborare. Și anume, dacă eu am, de exemplu, de recoltat sau Nico are de recoltat un teren pentru cea, da? Atunci Nico se duce la Marian și zice, Mariane, ai astăzi o oră liberă. Și Marian zice, bă, hai cam, cu ce te ajut? Și Nico zice, trebuie să recoltez niște porumb și ne ia cam o oră. Îți dau 5.000 de euro pe treaba asta. Avem niște reguli, există niște reguli, bineînțeles că la roleplay trebuie să joci după niște reguli, nu putem să facem așa după capul nostru. Și
nu va exista nicio... Am că mergem o cetare. Da. Nu va exista nicio tranzacție neplătită. Vom avea toate tranzacțiile plătite, adică nu facem favorul sau ceva de genul ăsta. Putem avea și, de asemenea, împrumuturi între... Da, o mergem, mamă, ce tare! Putem avea și împrumuturi între noi, știi? Dar tot împrumut pe bani. Și anume, Nico, ai un plug să-mi dai și mie să-l folosesc o oră? Cât mar costa? La magazin costă 5.000 de euro? Eu ți-l pot... Nico, zice, eu ți-l pot da ție pentru 1.000 de euro dacă îl folosești astăzi, că mâine, de exemplu, o să-mi trebuiască. Oh my god, gata? Asta a fost toată treaba. Atât? Credeam că mă îmbăt de la Moonshine. Oh, și doar unul mi-a luat. Băi, și nebun la cap? Mă, oameni, mă, noi am făcut toată treaba asta. Uite-te la cartofi, eu am că mulți cartofi acum aici. Ba, las-o. Doar at- Bro, asta e genial. Deci trebuie să luăm toate utilajele posibile și imposibile de agriculturation. Da, 200, ia uite-le. Oh my god, cât de ușor. Bro, îmi place prea mult. Din 500, ok, mai avem, se pare, loc de niște cartofi. Super tare. Și da, o să fie un roleplay, adică vorbim momentan pe chat pentru că nu avem voce. Nu avem voce pentru că nu avem zi în joc voce, mă refer. În Farming Simulator 25 nu știu dacă vom avea, sper, dar dacă vom avea ar fi super tare ca să avem și noi voce pe proximitate. Asta înseamnă că dacă ne apropiem putem să activăm microfonul și să vorbim. O să mai încerc pe viitor să vedem dacă ne iese treaba cu... Trebuie să fiu un pic atent aici să nu calc pe asta. Dacă ne iese treaba cu o conferință pe Discord, deși fiecare joacă în gelergea lui și cred că o să o păstrez eu pe text. În sensul că... Salut vecine Nico, blam blam blam, blum blum blum, știi? Mi se pare că adaugă o dinamică foarte, foarte miștoacă în Farming Simulator. Și cum toți ne plângeam că în Farming Simulator noi nu avem vecini de niciun fel. Și avem, like, zona cam moartă așa, pentru că nu avem tractoare care să se miște pe lângă noi, nu avem alți oameni să lucreze pe lângă noi și așa mai departe. Știi, ți se pare că e totul dezolant, că e părăsit, că e o hartă mai goală. Dar vă dați seama că fix asta încerc să fac aici, deci basically o să avem posibilitatea când noi recoltăm, îl văd pe Nico în partea cealaltă care îl seamănă, știi? Facem treaba asta și nu va fi totul în zadar. Wow, mai avem! Ha, ce tare! Pe astea o să le duc, direct la vânzare. What? 200? Mă, ce ai? Da! Wow, super tare! O să fac o grămadă. Și da, nu o să fie totul gen așa, pur și simplu, hai să recoltăm și nu știu ce. O să fie cu scop. Adică avem miză, da? Vom avea câteva gen premii in-game în funcție de cea mai, cel mai mare buget, spre exemplu, în decursul unui timp. Sau cea mai mare recoltă în decursul unui timp și așa mai departe. Așa că veți avea niște categorii, iar voi, dacă le împliniți, veți primi și bunătăți pe treaba asta. Și de asemenea, când schimbăm harta, pentru că da, vom schimba harta, nu o să stăm forever cu ea, o să luăm o hartă 2 sau 4 ori, ceva mai măricel, dar o să mă asigur că merge la toată lumea. Și... Da, nicio problemă dacă nu mai încape, punem pe aici. După aia când schimbăm harta, cel care a avut cel mai mare buget... Da? La fermă înseamnă că e cel care a muncit cel mai mult și are avantajul de a-și alege singur. E fix cum ar fi la America Express sau la Asia Express, că am luat foarte multe idei, știi, le-am combinat. Are avantajul de a-și alege zona. O să prezentăm zonele de asemenea și cum crede de cuvință o va alege. Logic, unele zone vor fi mai avantajoase decât altele, pentru că unele poate sunt mai deluroase, altele poate sunt mai drepte și așa mai departe, știi? Și o să se anunțe foarte, foarte mișto pentru acei dintre voi care vreți să participați, care jucați farming. Seara bună, Agrilandule! Și Bărgan, salutare, Bărgane! Mai avem sași pe teren? Nu mai avem, gata, i-am luat... Aici. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Uite, Bărgantul, mai aici a revenit fermier pe aici. Bine, revenim, mane.
Ar fi ideal ca în felul următor, ca în cazul în care vrem să cumpărăm un turneu, să mergem la primar, să facem toate actele și să plătim. Ei, aici o să fie diferență. Nu mergem la primar. Primarul vă ajută cu alte probleme dacă există. O să primiți zonele din prima. Pentru că aici pun la socoteală și experiența mea pe care am avut-o cu serverele din trecut. Nu vreau, știi, gen, dacă sunt două persoane care pun ochii pe un teren, știi, se pot crea animozități atunci când unul dintre ei face primul bani ca să-l cumpere. Și celălalt poate avea ochii pus pe el deja, știi, dar nu avea cu ce să-l cumpere. Așa că primarul o să vă dea joburi din când în când pentru care veți fi foarte, foarte bine plătiți. Așa că nu e doar un gameplay de farming fiecare cu ferma lui, ci există și acest factor de comunitate și de integrare, da? Unii la alții. Sau să vedem cum iese. Totodată mai și învățăm din experiența asta ca să ne pregătim pentru Farming Simulator 25, care va apărea pe 25 noiembrie anul ăsta. Se anunță a fi o activitate de agricultură foarte miștoacă. N-am văzut niciodată un server de farming așa, îți dai seama. Și da, ideile sunt de la GTA Roleplay și Asia/America Express. Deci astea sunt ideile. Cred că e destul de interesant, știi, ca după aia să vezi fiecare ce strategie, fiecare cu ce începe, ne inspirăm unii de la ceilalți, ne ajutăm unii pe ceilalți, da? Nu e o competiție, dar vom avea și ceva mici aspecte de competiție. Pe aici, pe acolo. Mamă, deci mie trebuie... Opa, nu putem să-l punem pe ăsta pe jos? Este o leca. Cut out. Da. Păi, da, nu înțeleg de ce nu putem să-l punem jos, pentru că eu aș fi vrut să-l pun jos. Înseamnă că putem să-l facem aici, ia stai un pic să vedem. Da, se pare că merge pus acolo. Ok, în regulă. Aici avem foarte, foarte mult mâncare. O grămadă de fodăr. O grămadă de fodăr. Și trebuie să-l rezolvăm și pe ăsta de asemenea. Mamă, mamă, deja suntem în septembrie. Lelei! E groasă. Mâncare, fetele astea mai au? Mai avem aici, am pe partea cealaltă. Cred că mai avem și acolo, dacă am înșel. Trebuie să mergem să și plătim. Azi trebuie să mă teleportez neapărat. Yep, mă gândeam eu că nu mai e mâncare aici. Așa, și da, weekendul ăsta o să vorbesc pe Discord care se va schimba și el de asemenea. Și facem ceva așa, mirobolant. Tură bine? Da, bun, perfectos. Moduri, posibil să avem câteva moduri, da. O să încerc să-l țin cât mai crud posibil, pentru că... Băi, dar trebuie motorina acum. Pentru că nu vreau să ne pierdem cu modurile. Vreau să fie optimizat, știi? Vreau să fie ușor. Să nu stai să descarci moduri de fiecare dată. O să bag gen necesarele și atât. Se pare că nu mai avem... Wow. Ok... Shit, da. Deci moduri de management, moduri să ne facă nouă viața mai ușoară, moduri ce cred că trebuiau să fie integrate în Farming Simulator de la început, dar nu o să bag, spre exemplu, nu știu ce tractoare în staff care, știi, nu. De asemenea, nu știu cu treaba asta, dar nu știu câți dintre voi aveți Platinum Expansion. Ar fi bine să existe Platinum Expansion băgat, pentru că așa putem să facem și noi cele trei rădăcinoase, de pe urma cărora putem să scoatem ceva profit. Sau, da, există și o parte de asta. Din păcate, că DLC-uri avem, dar, na, costă și sunt, deși vin cu lucruri, dacă nu le avem cu toții, nu putem să jucăm cu toții. Cine mai trebuie? Stai un pic să băgăm și noi o cafeluță aici. Bun, energia este la maxim, pac frumos și un pic de apiță nu ar strica. Și cred că trebuie să mă duc. Trebuie să mă duc să cumpăr niște benzină. Așa. Voice chatting game? Nu mai știu, avea? Zici bine, posibil să aibă, da. Posibil sub... Dacă ar fi... Nu mai știu. Cred că comunicam, a? Uite, mi-a scăpat treaba asta. Dacă avem voice chat in game, ar fi superb, absolut mirobolant. 20.
Sper, cine știe, poate în Farming Simulator 25 obținem de asta de proximitate. Acum mi se pare că dacă vorbești se aude pe peste tot, nu? N-am mai vorbit cu cineva pe Farming Simulator de multă vreme. Dar parcă n-are de proximitate, asta e să văd simulator. Dar e ok și fără. In-game voice. Ce avem voice chat-ul? Supports cross-platform voice and text chat. Ok, deci avem, fii atent, avem cross-platform chiar. Și asta mi-ar plăcea să-l fac, să-l facem cross-platform. Dacă bag moduri care nu sunt pe mod hub, atunci este o problemă. Și trebuie să vorbim cu toții, să vedem ce au toți, ca să-l fac cât mai flexibil, pentru toată lumea să poată să-l joace. Asta mă interesează. Dar n-are proximitate. Ok. Proximitatea, dacă nu știți la ce mă refer, este practic fix chestia pe care o are GTA 5, și anume ai microfonul, îl poți avea tot timpul, gen, dar te aud doar cei din jur, nu și tot serverul. Pe când mi se pare că în Farming Simulator te aude tot serverul. Mergem să facem bani. Let's go. Mai am oare motoscârți? O să bag aici ceva cartofi. N-am nimic aici. Ok, that is very nice, dar nu știu de asemenea nici cât... Acum să vedem. Cât ocupă? 107 din 300. Oh. Nu ocupă deloc mult, să știi. Nu pot să vând foarte mulți cartofi să fac un profit de la nebun. Uite, 214 din 300 odată mai au și gata, asta a fost. Shitty! 250... Cred că nici nu-mi încapă ăștia toți, dar nu-i problemă că mai luăm la noi. Aha, mai luăm o dută. Stai așa să mai las din lucruri acasă. Că am lucruri care mi-atârnă greu. Mamă, deja plouă. Hai, deci hai, mor cu ovăzul ăsta, mi-au grămadă ovăzul, bă. Bun, ăstea. Avem grevla mare, care ocupă foarte mult spațiu. Avem de asemenea astea, niște fructe. Le las neapărat aici acum, că n-am ce să fac. Și borcanele care sunt 1,6 kg și ele. 51 din 60. Mai merge să mai luăm câțiva cartofi. Let's go. De partea de activitate, cum o să fie? Un membru activ de 2-3 ori pe săptămână, sună bine? Da, nu sună rău. Da, dacă ești activ de 3 ori pe săptămână, e în regulă. 80, nu 80. Of, 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 of. Da, cred că de 3 ori, dar contează și cât ești activ, că dacă intri 10 minute, știi, uite care-i treaba. De ce? Pentru că pe mine nu m-ar afecta cu nimic dacă nu ești activ. Dar, pentru că vom împărți zone, zona aia va sta ocupată pentru că va fi numai a ta. Știi? Și fiind numai a ta, e până și preleana. Că nu poate nimeni să utilizeze acel spațiu de pe hartă. Și dacă stă nelucrat... Vedem, na, poate hai să zicem că ai prima săptămână și a doua săptămână ceva liber, dar după aia, dacă vedem că ești inactiv, atunci va trebui să relocăm un nou proprietar acelei zone. Că nu pot să o las pur și simplu dezolantă, da? So, cam așa cred că o să fie, vedem după activitate. Vedem acolo ce se mișcă, cum se mișcă, eu fiind zilnic, automat stau cu ochii pe voi. Trag un ochi la vecinul să vedeamos. Salutare, Bogdane, salutare. Bai, să mergem la fată. Fata e pe stânga. Și tot să-i dau și cartofii. Așa că facem și noi un bănișor, că și așa nu mai aveam foarte mulți bani. Și pe aia trece pe la stan. Asta are 5,7 litri. Știi ce, am impresia că intră doar 3 litri în motoscârți. Chiar nu știu de ce. A, și cineva chiar mi-a spus în comentarii, zis, bă, ca să faci misiunea de la stan, bagă la motoscârți maxim motorină și atunci o să se facă automat. Hai să vedem dacă funcționează treaba asta. Bun, deja avem niște bănișori și avem frumos 1700. Mamă, cât mi-a dat asta pe ouă. Te gusta, țățoasă, te gusta. Uite, uite ce zâmbește. Mi se pare că înainte să o curteze asta nu zâmbea așa. E așa, mi-aduc eu aminte. Ia. How nice to see you again. Oh, well, prima dată când eu am venit prin zonă, fata nu era atât de încântată să mă vadă, chiar dacă îi aduceam bunuri. 900! Mamă, mai avem de vânzare cu aia, mai avem un pic. Un pic mai mult? Ar trebui să facem mai multe drumuri. Let's go!
2695. Nice, Stan. Here I come. Hai să mergem la șeful nostru Stan aici, pentru că la ce utilaje ne-a dat Stan agricole? Mamă. Recolta aia de cartofi, fraților, vă dați seama câți cartofi o să plantez eu acum? Acum, like... Știi ce zic? Și o să folosesc cartofii ăștia să-i plantez. Pot oare să-i plantez în februarie? Că după aia vine martie și la sfârșitul martie se strică tot. Dacă aș putea... dacă aș putea, aș face foarte mulți bani cu cartofii. Tu înțelegi asta? Ar fi genial. 100? Ne permitem? De ce mă întrebi? Frumos. Bun, i-am dat maxim. Nu vreau asta, mă. Stuck about something, are you alright? Gift, Hunter Stew, gift. Am fost mințit. Vezi, mă, deci nu merge ăsta. Și am băgat. Am fost mințit. Nu a funcționat treaba cu motor scârțul. Nu, no, ăsta trebuie să-i aduc lucruri. Adică nu-i chiar așa. Hai. Mergem acășică. M-aș băga. Nu știu dacă în februarie am... Mamă, sunt prins. Deci nu știu dacă în februarie am sau nu nește zăpadă. Pentru că dacă am zăpadă, clar nu pot să fac nimic cu zăpada respectivă. Vă dați shitty. Așa, acum. Am 54. O să le pun cam pe toate în afară de 7. De ce am plin la mine? A, lol. 35 am pus decât 7. Oh my god. Facem așa, fii atent. 40 ne rămân 7. Frumos. Pentru că eu trebuie să mai bag aici la moară. Moara mea trebuie să meargă în continuare. Și să lucrăm la un nou teren nu ar fi rău deloc. Nice. Așa, da, bun. Și acum dacă le strângem pe astea toate. Deci, avem ceva ce trebuie bătut. Cut out. The favorite food of horses. Chickens like it to generally every animal trade. So, dacă punem de asta în the out out. Sau trebuie neapărat să-l bat? Asta mă interesează. Deci, aici facem fodder. Gace. Dar dacă o luăm pasta... Nu putem afla decât la final. God damn it. Dar cred că face fodder. Nu cred că face... Da, cred că tot trebuie să-l bat pe ăsta, știi? Pentru asta luăm grebla cea mai mare și drăcia aia de bătut cu ea. Care se pare că nu mai are decât 34% viață. Gage. Costel, salutare, salutare! Planurile de la Farmer Life sunt să extinzi ferma sau să cumpere altceva? Oh... Și una și alta. A, să cumpăr, da. Păi cum? Eu vreau să cumpăr altă zonă. În primul rând pentru că pe partea de pădure eu stau foarte prost, eu nu mai am copaci aici. Deci îmi trebuie 5.000 numai să cumpăr altă zonă. Și pe partea de extindere plănuiesc așa. Eu vreau să țin acel graj de acolo momentan. Dar o să mergem să facem tot în episodul ăsta. Începem și un nou gard, o să vezi ce planuri am. După care vreau toată zona pe care o vezi în față, da? Deci toată iarba asta de aici caput o să fie, dar o facem toată mecanizată. Pentru asta o să-mi trebuiască o cositoare pe care o cumpăr de la Stan. Totul cu tractorul facem. Pravile sunt mișto. Crede-mă pe cuvânt. Dar trebuie să scap de asta acum. Ca după aia. Uite, ăsta e un proces cam lent, vezi? Ăsta mie nu mă place. Pentru asta mai bine funcționează dacă strânge așa. Și pe aia facă pizza direct din inventar. Și astăzi lucrăm și la grajdi, pentru că vreau ca pe timp de iarnă să avem puicuțele toate într-un singur loc, ca să nu mai trebuiască să mă duc eu pe zăpadă dintr-un loc în altă. Și de asemenea văd că ovăzul nu ocupă atât de mult, adică nu are atât de multă greutate pe cum grâul. Bă, mă mulțumește maxim. Înainte puneam să fac doar movi... Dar care-i treaba, că nu înțeleg. Uite, aici am putut să-l pun. Băi, ești nebun la cap? Corect.
că eu aici am plantat. Am uitat complet că aici am plantat și nu s-a văzut. Ok. Asta înseamnă, fraților, că mai scoatem niște bani pe cartofi. Deci nu, n-ai ce. Când vin, când bă, faci cu tractorul, se merită maxim. Deci zici că treșezi la cât de ușor e comparativ cu mâna. Jesus. Live-ul mereu rămâne salvat. Salutare, Stelian! Pentru prima dată după mult timp când nu primesc notificare, asta din cauza că am dat astăzi 3 videoclipuri pe YouTube și din cauza asta nu mai vrea să mai dea notificare. Un like la acest live ar ajuta maxim să dea notificare și altora care tot așa nu știu că suntem live. Astea sunt riscurile. De fiecare dată când facem un live pe seară, după ce am postat destul de des în ziua respectivă, e lipsă notificare. Săptămâna asta avem aproape în fiecare zi câte un live cu Farmers Live, dudes. Pentru că, după cum bine vedeți, nu mai este, deja a devenit un joc care nu mai poate fi filmat. Avem niște munci foarte, foarte îndelungate, știi? Adică trebuie să stai o grămadă, de exemplu, la o plantație de asta, așa mai schimbăm o vorbă, altfel se întâmplă progresul. Așa. Și... O să trecem acum și la curte, dar vreau să fac eu movilele astea ca să știu că am făcut ovăzul și să-l pregătim pentru a fi vândut. Fân le dau la văcuțe și avem bani de asemenea de un tower, acum mi-am amintit, ok? O să mergem și să luăm și un tower. Cam mâncare, pot să țin văcuța și cu towerul foarte pe bine sus. Și poate cine știe, vedem și noi un vițel. Este? Sper să nu fete în iarnă, dacă ar făta în iarnă ar fi la sol. Moara poate merge degeaba? Poate merge, dar tu ai văzut câtă motorină în benzină am luat eu? Multă, bă! Ia să te merge degeaba, moara? Merge degeaba, moara. Avem o grămadă de fodăr aici. Păi, momentan, este așa. Good catch. Momentan îi dăm și o oprire. Astea trebuiesc bătute. Bun, mai avem aici, cred că o să încapă toate. Salutare, Ianis! Salutare! De 3 ori, uite, Nico, a scos de 3 ori. Nu pot să scot, Nico. Nu, uite, o să mă duc și astăzi să văd. Ieri nu am mers la Albini. Ia să trecem un pic. Deci, odată am scos până acum și sunt în septembrie. De septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, nu cred că o să scot eu încă de 2 ori. Anunț, uite, nici acum nu pot să scot, Nico. Decât o singură dată pot să scot. Sau, le-ai tu puse gen pe lângă, mai, ai mai multe flori pe lângă, ai ceva plantații aici, like... Cred că îmi scapă mie ceva cu productivitatea la albinuțe. Mi se pare că ar trebui să fie un pic mai mare. Multă lume îmi spunea că de două ori, tu spui de 3 ori, eu nu iau decât o dată. Like, o simt puțin în țeapă luat. Știi ce zic? Da, ăla-i pizdos, da. L-ai luat la cursă? Cum ai pus mâna pe el? Ăla am auzit că are o viteză de ce vorbim. De 60 parcă, nu? Comparativ cu... Ăsta care duce doar la 20 ceva. Bun. Acum hai să luăm flail-ul și să-i dăm. Hai să începem cu asta. Bun. Și în momentul de față producem oat grains. Pare de asemenea vândute. Nu putem să facem cine știe ce din ele. Nu știu dacă putem să facem pâine și astea. O să mă uit să văd dacă putem să facem ceva din ele. Da, să plantez copaci și o să fie frumos, doar că un copac... Fructifer costă foarte mult. E ceva... E mai mult pentru bogați momentan treaba asta cu copacii. Dar da, vreau să fac și livadă. Este un joc foarte de durată. Seria, evident, mai ales acum transformându-se în live-uri, o să fie plină de activități. Oh! Nu mă știu la cine trebuie să mă duc cu outsurile, dar le avem. Cred că la tipa de sus, la Ann, parcă? Yeah. Deliver oats, aici, 74-60, all that's left to do is Tecla, deliver Tecla her oats. It is pity that she is such a cheapskate. So much work and I'll probably only get a few cents of it. Tecla nu este tipa asta de sus. Asta e Anne. Mamă, nu știu. Tecla. Bear. What the fuck is Tecla? E sigur tipa de acolo. Huh. Tecla.
Nu mai amintesc nicio tipă de tecla, mă crezi? Știi cineva unde, care-i tecla? Aha, deci pe vară, eu nu pot. Deci am verificat și ieri. Andy vine cu Gigi Barafa, este urmăresc de mult timp, de pe timpul când a ducit GTA, din păcate am luat bani, doar că tot te urmăresc. De pe GTA, mamă, dude, am o veste foarte bună. O să Oh, ce bine că s-a rupt și nu s-a distrus de tot. O să urmeze un roleplay de GTA, doar că în Farming Simulator. Mă bucur că încă ești prin zona, dude. Pentru o reparație, cred că o să ne trebuiască asta, să vedem aici. 4 și 1, ok. Băgăm niște de-astea. Deci avem 4 crenguțe și un gunoi. Bă, dar nu trebuie să zică, mă. Deci aici, astea se numesc junk, adică gunoi. Mi se pare că ar fi fost mai bine dacă s-ar fi numit scrap, adică rămășițe, chestii, știi, adunate, care, sau din care poți să construiești niște alte lucruri. Teclala aia, nu? Aia zic, așa. Păi, mă duce în eroare, normal. La aia mă gândeam și eu, pentru că Anne e cea cu semințele, ea le are pe toate, de la ea am luat misiunile astea doar. Dar nu înțeleg de ce îmi zice pe ecran tecla, like, what the fuck? Așa se numește, așa se numește ea, Anne Tecla, numele de familie? Că nu zice Mrs. Tecla. Ce schimbă asta culoare? Vezi ce schimbă culoarea? Băi, de ce oare? Dubios! Dacă se vor mai face update-uri la jocul ăsta? Băi, cred că da, dar oamenii care lucrează cred că sunt într-un număr foarte mic și update-urile sunt foarte rare comparativ cu alte jocuri. În sensul că updatează jocul ăsta undeva la o dată pe an, maxim de două ori. Ceva de genul ăsta. Oricum, prefer așa și să ne dea ca lumea, pentru că ultimul update, pe lângă, mă rog, lucrurile adăugate, deci nu fixul la ultimul update, da, a fost un update mare, după care un fix la el. Deci știi că, pe lângă câteva lucruri adăugate, a venit cu foarte, foarte multe bug fixuri. Ca idee, ăsta când a apărut prima dată, eu am început o serie cu el și am făcut câteva episoade, adică am ajuns la tractor. Deci am făcut treabă și cu tractorul. Adică am arat și așa mai departe. Sterian, contribuie cu un 569. Hai cu notificările. Mulțumesc, Sterian, cred că ai dat și like-ul, nu? Dacă ai și plătit aici, cu siguranță. Cu siguranță. Gracias. Și acum jocul este jucabil. Pentru că înainte jocul nu era deloc jucabil. Deci era varză, ce să mai. Am avut bicicleta parcată, am parcat-o în față. În fața curții și pur și simplu a explodat în sus și a zburat. Nu știu unde s-a dus pe hartă. Zic, mă, n-ați dat să caut biciclu. Hai să vedem dacă putem să facem pâine. Sunt foarte curios cu ce aș putea să fac pâine. Și de asta e... Acum jocul că a fost jucabil, bă, a meritat să îl bag pe o serie, îți dai seama. Nu mai puteam să continui seria aia. Nu mai am lemne. Ah, cum adică? What? Te mă drumul, mă. Da, era... Deci se bugăiau, doamne, animale. Eu nu înțeleg acum cum au făcut de nu se mai bugăiesc animale. Înainte se bugăiau animalele prin uși. Ceva rău. Andy vine cu un 469. Sunt fericit, abia aștept să vină. Nice. Very nice. Deja facem un public. O, Alino aici, ia. Bă, dar mi-ați stricat virgula, mă. Bă. Alino, o să o vezi pe canalul secundar. Nu o desconspir aici. Ah. Nu o desconspir, Aline, pentru că în live-ul de... în live-ul de ieri... Chiar ieri, de asemenea, rubrica de farming simulat, de farming, de fotografie, a fost una prelungită, hai să zicem așa. Primesc hate de la oameni că nu comentez jocul și aparatele foto. Bă, aici arată bine. Cu energia nu stăm bine. So, cafea. Și ce vroiam eu? Vroiam să văd dacă pot să prepar. Hai să vedem că avem pe aici.
vreau să fac o pâine. Fried fish, fried prawn, mushroom, oat mash, peas and garbage, potato mash, raspberry, cranberry, warming tea, apple mash, blueberry, boiled coffee. Nu pot să fac? O să fac niște cafea că mă ajută. Beet. O să pun foarte multă sfeclă anul ce vine. Onion, iar nu am, o să pun și onion. Sugar îmi trebuie mult. N-am sugar. Stai să nu. Gata, am luat cafeaua pentru că se ardea. Și acum fac niște ouă. Gen scrambled, amestecate, da? Up. Hai să mai facem, pot să mai fac? Nu, că nu mai am nimic. Ok, uite o greșeală pe care am văzut că o fac destul de des. Și anume, nu păstrez și pentru mine. Deci când vine vorba să vând, eu îmi dau și pielea. Deci absolut tot pentru bani. Un pic curvă. Ce mai învegea să vedem? Notificarea Aline, din cauza că am dat deja, am postat astăzi de 3 ori plus acest live se consideră spam într-o zi, dar ai limită de 3 episoade și ele de asemenea trebuiesc, episoade, mă rog, videoclipuri, și ele trebuiesc eșalonate între ele. Cum am postat deja 3 la live, YouTube a zis, bă, e spam. Bye! Deci pe ăsta l-am închidui, pe ăsta l-am rezolvat, pe ăsta l-am rezolvat, pe ăsta l-am rezolvat. Ține mei glumarea, vedeți ce aici ne oprim. Frumos! Frumos! Nice, gracias! Așa că ne-o strică. Paurențiu ne-o strică, ea. Bă, dar încă ni s-a păstrat. Nu știu cum unde s-a păstrat virgula. Calculele ce trec prin capetele voastre sunt dubioase. Nu înțeleg cum s-a păstrat virgula, what the fuck. Un 62 și cu ce a mai fost? 69? Astea surorile mele. Bă, păcat. Uite-mă, eu n-am niște prieteni așa. Pentru mine voi sunteți singurul medium, pentru că nu pot să zic prieteni, pentru că nu ne vedem față în față. Asta e singurul mediu în care pot să vorbesc eu pe șleau. Adică pe direct. Pentru că așa, în realitate, nu poți să vorbești așa cu oamenii. Dacă aduci orice în vedere ce e frumos în viață, precum și aici, de exemplu, oamenii sunt relativ reticenți. Deci schimbă părerea. Nu știu, zic, ești pervers sau chestii de astea. Deși sexul este la ordinea zilei. Este imediat după mâncare, este sexul. E altceva pe care îl faci după... Așa ca să te țină gen în viață? Nu, e mâncare. Bineînțeles, tot ce ține de băutură, mâncare și pe aia sexul. Deci nu e nimic altceva între. Poate o să prind și-o zilele alea în care lucrurile nu o să mai fie atât de tabu. Deși totul este sexualizat în ziua de astăzi, sexualizat tâmpit. Dacă harta multiplayer o să fie oficială sau care e ideea ta, ideea mea e să bag una, 2 ori sau 4 ori. Totul va depinde de câți de mulți player sunt. Eu sincer vreau una 4 ori, dar de obicei hărțile Nico 4 ori au un pic de lag. Depinde foarte mult de cât de bine sunt optimizate. Spre exemplu, am băgat o hartă 4 ori acum, ultima dată am făcut un review. Aia nu merge. Pentru că este o hartă care prezintă un pic de lăguleț. Și din nou, vreau să fac toată ideea și serverul astfel încât jucătorii să nu simtă nimic oboseală, să nu simțiți nimic că e un cior, că e o treabă de făcut. Ce? Vreau să vii după muncă, să te relaxezi la un roleplay de ăsta frumos acolo și când ești la muncă să te gândești doar că trebuie să mai angajezi pe unul dintre noi ca să te ajute la recolta de porumb. Știi? Așa că o să mă iau o hartă 4 ori care să meargă sau o hartă 2 ori. Depinde de numărul jucătorilor. Ceva măricel, optimizat. Iar modurile trebuie să fie compatibile și cu... Aici o să am nevoie probabil de unul dintre voi să testăm pentru că eu nu am consolă încă. Și trebuie să testăm modurile să vedem dacă sunt compatibile cu cei care joacă de pe consolă pentru că da, vreau să o fac optimizată și pe consolă. Asta e o chestie... De ce nu merge aici? Pe care am avut-o și dățile trecute. Și anume, oamenii m-au rugat gen, bă, aș vrea să joc și eu. Și zic, let's go, hai să jucăm! Și după aia oamenii spun, a, păi, dar la mine nu merge. Și după aia cu greu aflu că erau pe consolă.
Așa că din prima trebuie să facem cross-platform. Din moment ce Farm Simulator 22 permite treaba asta, poți să faci cross-platform. Am zis că hai să o facem de prima dată. Și așa, practic, strângem și oamenii, mă rog, nu, poate nu toți, dar o parte din ei, pentru Farm Simulator 25. Pentru că vă asigur că o să fie o experiență faină. Ăsta vreau să schimb de aici. Deci ăsta este de schimbat. O să-l pun aici. Punem aici, tată, că nu mă place. Și luăm și noi unul mare, frumos, baban aici. Am ceva... Mi se pare că încă pot să duc niște... cartofi. Deși ăștia... nu știu că pot să-i plantez. Nu iau, nu iau. Nu știu că pot să-i plantez în februarie. Nico, plantezi copaci sau copaci, auzi, cartofi. Orice se poate planta în februarie. Când martie îmi dispar lucrurile. Mă interesește. Rezolvă-mă. Nu vă puteți înscrie pentru server. Vorbim, este valabil în primul rând doar pentru cine este membru. Așa mă asigur că există și o preselecție, dacă vrei. Și mai multe informații veți afla, bineînțeles, weekendul ăsta. Că trebuie întâi să refac serverul de Discord. Și o să-l facem și pentru cei care nu sunt membri de asemenea. Dar am deja dintre membrii cam 7 sau 8 oameni care se bagă sigur. Noi avem server maxim de 16 oameni. Bineînțeles că cei 16 oameni nu o să intre tot timpul. Adică nu o să fie tot timpul 16 oameni. Pentru că mie tot timpul mi-a fost chestia asta cum că bă, 16 oameni lag. Tot timpul e așa, știi? Deci nu contează. Am jucat cu 12 și 14, făceam forestry când a apărut Platinum Edition. Nu știu dacă vă mai amintiți. Era lăguț, știi? Adică și aveam server baban. Dar nu e vorba de server, e vorba și de... Bă, cât ocupă asta? A, doar 2,6 să mai luăm. E vorba foarte, foarte, foarte mult de engine-ul jocului. El nu poate să ducă mai mult. Asta este, na, toată treaba. Bun, trebuie să ducem sus outuri, deci am văzut la magazin, să-i cumpăr un troc mai mare. Așa că vom avea poate 16 oameni, că luăm maximul, că trebuie să mă asigur că totul să funcționeze bine dacă decid tot să intre în același timp. Așa că 16 este limita. Chicken feeder. Asta este, bigger chicken feeder. Și în permanență cred că vor fi undeva la un între 4, 5 și 8, 9 mă gândesc, undeva pe aici, depinde foarte mult de programe, depinde de job, depinde dacă e weekend, probabil în weekend vom avea 15 oameni, da. Dar în cursul săptămânii poate vom avea, nu știu, în fiecare seară câte 5 sau o chestie ca asta, știi? E ora 7, ok. Deci o să avem câțiva oameni în permanență, dar nu 16 tot timpul, asta sunt convins că nu. With grains, nu, mie îmi trebuie oat. Restul oare putem să le vindem? Ia să lăsăm un pic din ele aici. 58 din 60, duc 86. Mi se pare că doar 60 sau 70 trebuie să duc eu. Ca idee și 3 oameni și e foarte, foarte bine pentru că ai vecini, știi? Pe mine cred că o să mă încânte foarte mult treaba asta, în sensul că, bă, când agriculturezi, mai vezi și pe altul care muncește și el pe lângă tine. Rewards? Ai că mi-ai dat dacă este să-mi dai. Mi-a dat tecla... Tecla-i bunică sau mă? Sau care-i treaba? Uite, vinde și asta, fii atent. Bigger hayfork, ok. Buchet of flowers. Da, 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 da. Câte trebuie să iau? Am și flori. Fii atent că trebuie să-i duc lui ăsta. Lustan. Buchet of flowers, 1, chocolate bar, chocolate box, cider. Cider am. Un buchet luăm. Fii atent cum îl fac pe ăsta, mamă, îl fac din cuvinte. 19.41 închide la 9. Hei, fugi. 15 minute, let's go. Hai, 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 hai. Găsiți la asta, acum că am banii pot să fac această misiune. Avem chocolate box, chocolate ceva. 100 și așa. Ia-o și pe asta, 224.
și mai trebuia doar cidru pe care cred că l-am acasă. Avem flori, cele două ciocolate. Buchet, chocolate bar, chocolate box, cider. Ce am eu, chocolate bar sau chocolate box? Chocolate bar. Și boxul e ăsta. Asta nu prea arată chocolate bar. Chocolate bar e mai mult un Snickers, nu e ce e asta aici. Bun, sună foarte bine toată treaba asta. Let's go. Am 26 de grâu. Oare tipul ăsta de aici vrea să cumpere? Asta e mai mult cu legume, cu de-asta. Cine știe, poate vrea. Mr. Casimir, nu mă, că spleznesc că cu tine nu fac niciodată treabă, pe cuvânt. Opa, se pare că avem animăluț mort acolo, în capcană. Let's go. Very nice. Așa, mă, tata, mă. Bun, frumos. Acum o să bag aici un pic de grăulescu de ăsta, de ovăz. Le avem pastea făcute. Perfect. O să montez. Serios, mi-a dat de asta? Sper că pot să plantez floarea soarelui acum. Dar oricum nu pot să plantez. Stai așa, o să plantez a doua zi. Nu pot să plantez până nu fac... n-am uitat nimica. Până nu dau cu sapa. Trebuie neapărat să dau cu sapa. Hai, este beleaua. Știi ce zic? Stau, băgăm feeder-ul și cam atâta. Restul lăsăm pe maniana. Mergem la stan. Să-i facem acolo șusta. Să-i facem un pic de sexuleț lui Stan. Să-i facem un râs de păsărică. Bun, aici e bine. Hai, repede, 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 repede. Băi, am uitat. Oh my god. Știi ce am uitat? Am uitat să plătesc la primar electricitatea. Da, o să o rezolvăm și pe asta. Ce-mi place că pot să trec printre căpițe. It is very nice. Așa, bun. Ia că ți le dau pe toate, termină-te. Uite câte băgăm. Ia uite, 28. Ce-a vorbim? Așa, băi, suntem mișto de tot. Dacă termin și pe asta lui Stan, sunt șef în viață. Hai să mâncăm niște ouă, omletă. Și o să beau și niște apă. Hai să bem acum. Let's go! Alberto, da. Vorbim pe Discord. Deci va anunț, ține o geană acolo pe Discord. Oricum și pe live-uri, dacă ești prezent, o să vorbim despre asta aproape tot timpul. Și o să mă asigur, bineînțeles, că știe toată lumea despre server, că înainte să îi dăm drumul gen, trebuie să strâng toți playerii și trebuie să atribui zonele. Ai toată șmecheria. Fiecare o să aibă, evident, zona lui. Care-i treaba? Eu înțeleg că, na, când jucați single player, poți să ai toată harta la dispoziție, da? E, aici nu o să fie așa, pentru că, evident, jucăm în colaborare, da? Jucăm în comunitate, jucăm ca într-un sat. Nu poți avea satul doar pentru tine, evident. Ai decât o parcelă. Parcelele sunt ușor diferite între ele, evident, da? În, like, cu excepția când schimbăm harta, toate vor fi randomizate. Da? Vedem parcelele, le fac astfel încât să fie relativ egale, da? Ca și dimensiune, deși evident vor fi diferențe între ele, că nu există hartă cu toate terenurile egale, deci nu există, și vor fi toate randomizate, adică li se va atribui, adică vouă vi se va atribui câte un număr fiecăruia, da? Așa, și luăm terenul, zona asta, pac, random.org, să vedem care ne dă. Pac, pe listă, ai și tu. Tu ești aici, tu ești aici, tu ești la fel și eu. Alin vine cu mare fericire. Cine o dă like? Nu va avea foarte de savarină. Voi credeți că sănătatea e importantă și norocul? Când vreodată? Când vreodată? Păi, n-ați văzut cum conduc oamenii care n-au parte de savarină? Mă, dă cum ziceam, mă, că nu am pește aici, mă, că am pește, mă. Ai ce moftică, dar de ce nu mă lasă, mă, să fac? Mă, vreau și eu niște pește de ceva vreme. Cum meat of fish? Poate trebuie să-l tai. Da, oh my god. Caras. Ocun. Sud. Eram like, de ce dracu nu mă lasă să fac pește? Că nu înțeleg că am pește. Acum n-am butter.
Dar fii atent că putem să facem butter. Putem pe dracu că n-avem lapte pentru că l-am vândut pe tot. Băi, ești nebun la cap, jur, deci eu chiar vând totul de pe mine. Of, și vai de capurile noastre. Mâine trebuie să mulg fata, că dacă nu o mulg, cât e ceasul? 21:37. Nu mai pot să o mulg acum. Pe asta putem să o mâncăm și așa, nu? Nu putem. Ah! Uite, smells like tavarină. Cidru mai trebuie. Stai așa să vedem dacă am cidru, că mâine cum mă trezesc direct la stan am zburat. Cidru. Cidru era cu verde. Băi, și prost l-am vândut, mă. Nu l-am vândut, mă, ce ai? Mi-a dat un pic așa cu anxietate. Las-o, dracului. Gata, fraților. Eu cred că suntem bine. Cred că le avem pe toate. Găinile e bine, asta e bine, toate lucrurile e bine. Hai să dormim. Așa, este september. Vine octombr. So, băgăm un 6.49? Da. Deși soarele nu o să mai fie atât de sus ca până acum. Bienvenido, Alberto. N-am nevoie de secretar, nu. Asta e. Deci nu facem, acum pe bun, nu facem gen niciun fel preferințe decât când schimbăm harta. Pentru că da, vom juca o perioadă pe o hartă, logic, și după aia vom schimba harta. Nu vom juca tot timpul pe aceeași hartă, așa că vom avea lucruri și posibilități noi. Și singurul care va putea să-și aleagă o zonă fără să îi fie aleatoriu atribuită o zonă, va fi cel care va avea cei mai mulți bani la sfârșitul primei hărți. Știi? Tare? Sau ce? Și mă rog, mai am și alte planuri precum mici concursuri. Fiind primarul, evident, pot sponsoriza un concurs și astfel putem face și o trivia de farming de asemenea și putem măsura și abilitățile de fermier ale fiecăruia, astfel să premiem pe cine este mai priceput. Sau mai priceput la partea aia, de exemplu. Nu neapărat skill-uri, ci și pe săptămână, de exemplu. Știi, la sfârșitul săptămânii, pac, avem acest sell. Știi? Și trebuie să, nu știu, să-ți faci... logica asta vine cu numărul, vine cu spațiu de pe hartă și așa mai departe, dar trebuie să faci un număr de tonaj de porumb sau un număr de baloți sau și așa mai departe, știi? În urma acestui concurs, în weekend, câștigătorul va primi ceva bun. Adică asta înseamnă un utilaj fain, un vehicul interesant, o chestie ca asta, știi? Un plasabil, poate? Știi ce zic? Pentru că da, vom avea și chestia asta, evident. A, ia să vedem. Păi aici eu stau bine cam cu de toate. Hai să mai mâncăm aceste ouă și o să pun peștele la loc. Trebuie să mă duc să mulg vaca. Asta este ca să-mi dea și mie niște lapte, pentru că cu ajutorul lui putem să facem unt. Hai încoci! Nu mă încântă niciodată treaba asta. Deci avem 60 de ouă și de data asta o să pun doar 50 la vânzare și păstrez 10. Musai. Barbie, s-a părut mie să ai o găină buguită în hambar. Dude, e foarte posibil. Este foarte mega posibil. Hai, fată, vină încoace. Păi ce hungry, mă, păi asta e... Bă, doar 14 luni mai... Mamă, o mai țin decât un singur an. Și gata. Păcat. Oare este suficient dacă luăm un taur acum? 1373. Un taur e mai scump? Sper să-mi dea și mie ceva stan. I-am dus totuși o grămadă de chestii și pe curul lui am cheltuit aproape 1000 de biștari. Deci mi se pare de am porcul ca să nu-mi dea ceva, știi? Dacă harta o voi juca și pe live-uri? Da, desigur. Atât videoclipuri cât și live-uri. Da, desigur. Live-urile se vor petrece în mare parte pe weekend. Da. Deci, acum live-urile săptămânale sunt cu Farmers Live, pe weekend vom avea cu Farming Simulator roleplay. Deci o să, pentru că atunci ne strângem mai mulți, evident, știi? O să fie o chestie, cum să zic eu, până acum n-am mai făcut chestia asta.
din simplu fapt că aveam foarte, foarte mega multe lucruri pe cap. Bine, n-aveam nici ideea asta, dar vreau să zic că nu eram prezent zilnic pe un server de Farming Simulator, din cauza că aveam, muncesc trei activități, deci nu am cum să mă împart și la partea de jocuri să mă dedic atât de mult. Și acum profit că încă nu a început sezonul de nunți. Like, mai e câte un botez pe aici pe acolo pe care îl facem pe weekend, dar doar atâta. Și în mare parte avem ceva activitate pe studio, dar sezonul de nunți începe când este, bineînțeles, cald afară. Asta este undeva la un iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie. Undeva cam așa. Deci pe partea de primăvară, foarte, foarte slab. Am mai avut noi pe primăvară, dar lumea de obicei nu preferă primăvară. No. E și cu Paștele, lumea își revine după iarnă. E încă friguț, chiar și aici în Spania, adică astăzi au fost 16 grade pe timpul zilei. Știi, nu prea îți vine să faci la 16 grade nuntă, că toată lumea, na, visează la nunta aia de vis cu soare, căldură și așa mai departe. Și pentru că am o leacă până la vară, știi, am putut să rup din timp puțin tel. Bă, pe aici am venit tot făcut și porc unde e? Tot acolo e porc. S-o fi supărat, mă, cine știe. Și de asta, acum pot să stau zilnic pe server, știi? De asemenea, vreau să și testez să vedem cum o să fie în Farming Simulator 25, pentru că chiar vreau să fac chestia asta. De fapt, pentru 25 mie mi-a venit această idee. Păstram ideea pentru atunci. Dar pentru a nu fi luat așa prin surprindere, pentru că cu siguranță vor fi ceva problemuțe, știi? Deși îmi folosesc experiența de multiplayer de până acum să le reduc, ești convins că tot vor fi. Și așa când apare FS 25, deja am oamenii, deja avem rezolvările la probleme și noi deja putem să mergem, da? Hai să facem niște unt. Deci, putem să-i dăm bice de când apare prima dată. Asta presupunând că toți care se înscriu, sau mă rog, aproape toți, să-și cumpere jocul. Că, na, e musai. Bun, acum putem să-i dăm să facem un pește? Fried fish. Nice. Cât durează asta? 13 minute. Nice. Luăm niște comentarii. Let's go! Un concurs de fazan între fermieri și premiul îi dă primarul. Primarul. Foarte bună și asta. Aceste de like-uri vă spun un secret. Pe care doar Barba Neagră știe. Un secret sau în secret? Da, vor fi. Deci pe lângă că vom avea videoclipuri, vom avea și live-uri cu evenimentele pe weekend. Da. Yep. Iar videoclipurile la ce trebuie să vă așteptați voi pe partea de video sunt, e seria asta, da? De eu, The Primar și fermier, bineînțeles, în satul nostru plin de oameni reali. Așa că cum îl prind pe Nico pe acolo? Cum, Nico, ai 20 de minute să mă ajungi pe mine la chestia asta? Îți dau 6.000 de euro. În loc să luăm joburi din joc, o să luăm joburi unii de la ceilalți. Și da, poate ați prefera să băgați lucrător automat și nicio chestie, puteți să băgați lucrător automat, nicio treabă, dar e păcat din moment ce jucăm pe hartă cu toții și să nu și colaborezi. Acum, logic, dacă ceri ajutor și toți sunt ocupați, evident, bagă lucrător automat, logic, știi? Dar ai alternativa asta foarte, foarte mișto, care, eu zic, adaugă foarte multă viață jocului. Viața pe care acum nu prea o are. Și de asemenea e fain, gândește-te că o să ai 3,1 litru, hai să mai bagăm. O să ai niște chestii foarte tari, în sensul că peste o săptămână o să treci pe lângă casa lui Nico și vezi deja două silozuri, poate și niște rezervoare de ceva, adică niște evoluție pe hartă pe care n-ai făcut-o tu. Știi, e că niște schimbări fix cum le vezi și în realitate. Tare? Sau ce? Adică... Și pe mine mă încântă maxim treaba asta. Asta cu viața pe hartă, știi? Chiar dacă fiecare își face ce vrea, că nu tot timpul ăsta avem, evident, 1001 de colaborări, logic, dar să-l vezi pe ăla că își trăieră pe acolo și eu îmi fertilizez pe partea asta, cât de tare. Mă duc la magazin, spre exemplu, fii atent, mă duc la magazin că eu mi-au dubă, da? Deci eu mi-am luat dubiță. Că mie îmi place treaba asta. Mă duc la magazin și mi-au semințe. Doar de la magazin putem să luăm, nu mutăm, nu nimica. Deci, pa, 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 frumos. Îmi umplu acolo dubița. Îl apelez pe Nico. Ola, Nico, ai nevoie de ceva saci de la magazin de semințe? Că pot să-ți aduc. Bam, bam. Știi ce zic? Așa că pot să-ți aduc eu cu mașina,
stai și tu 50 de euro acolo sau rămâi un pic, dar atunci mă ajungi pe mine cu o chestie sau îmi dai un plug pe treaba asta, știi? Adică tot timpul trebuie să fie câte o tranzacție, ca așa cu ajutor după aia rămâi dator și se creează animozități și plus de alta numai roleplay-ul ăla. I have something for you! Nice. Și bani cu aia? Mă, tai curva. Ah. Stai puțin. This is kind of funny. Tecla's daughter, Anne, is the calmest person in Zalesi. Ah, Tecla era... Ok, mă, mama lui Anne. Stan ask me to talk to her and whisper her kind words about her lover. What the fuck? Trebuie să mă duc la aia acum, la Anne? Păi de ce mă dă aici, că nu înțeleg? Hai că mă duce la Zalesi. Eu trebuie să mă duc la Anne. What the fuck? Aia e Anne, nu e Anne. Bă, nu, e Ian, nu e cu E la sfârșit. Tot nu înțeleg ce trebuie să-i facă astea. Asta ce vreau. Mama, Apple Tree Blueberry, scump. Scump! Nu mă duc până acolo. Hai să mergem la Ian, ia. 34.000, mi-a toată treaba asta. Bă, aia las-o, vreau. Uite, l-ajut pe Stan să facă rost de savarină. I don't like it. Asta e Tecla, nu e Ian. Unde dracu e Ian? Aia e la magazin, mă, e aia de la... Aia e de la legume, ok, că au făcut-o cu trimitere. Da, 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 da. E aia de nu-mi place mie, de aia. Adică asta. Păi, fată. Stan wants to date your mother. Will you help me? Alright, let it be my loss. Să fie pierderea mea. Genial! Stan wants to be sure. It gets even more interesting. Now he wants me to make Tecla agree to meet with him and give him a chance. She will probably drive him away anyway. And she'll beat the heck out of him. But whatever. It's not my worry. It's important that she doesn't want to be the messenger. Da, așa este. Deci clar trebuie să mergem la Tecla acum. Yep. Super. Iar mergem la Tecla. Am cam mers pe la bătrână un pic așa. Dunk. Era și timpul să rămân fără ce-i drept. A, uite-mă că avem aici ce-i. Let's go. Desigur, Alin. Desigur. Așa. 8 facem, dacă atâtea putem să facem, atâtea facem. Avem limită. Bună seara, Mihai, bună seara, moderator, bună seara, chat, bună seara, Adriane. Dacă mai iau cu ea, nu mai iau cu ea, nu, nu. Eu am altă lăptoasă aici, ce-ai? Nu. Nu, asta e... Ai copilă, nu. Eu mă bag la tipa aia cu ouăle, de-i dau, vând la ea de când m-am băgat pe agricultură aici, la mine aici. Deci i-am dat alea și la prețuri bune. Și el uită, ok, să vedem. Will you try to not to tear Stan's mustached head away? Lor, dar ce cuvinte dubioase! Ci că o să încerci să nu-i rupi capul mustăcios al lui Stan? I don't know, you need to try harder to change my mind. Cred că trebuie să-i dau cadou. Și n-am decât butter la mine. Sugar nu-i dau nici de la dracu. Poate cider, dar trebuie să fac din mere. Milk, posibil să-l am mâine. Probabil trebuie să fiu cu ea la maxim.
mă gândesc. Bro, mersai până acum, deci sunt pe teleportation. Ce e asta, mă? Asta nu cred că troița asta n-am văzut-o până acum. Ce mai avem? Da, bun, trebuie să mă întâlnesc cu ea. Ce mai interesant la asta? Posibil ca pe viitor să fie. Deci trebuie să-i dau cidru și lapte. Laptele cred că pot să-l dau. Să-l facem acum. Hai să-l facem. Zic că dacă tot m-am pornit, deși mi se duce o grămadă de timp, pot să continui să fac asta. Păi biru, biru, mă, da. Am mers până acum o grămadă. Battle of Water. Nu găseam, mă, cidru la fata asta, că iau lapte. Laptele mi se pare scump al dracu. Mă, iau odată avea și cidru, mă, ce ai? Nu are zahărul? 90 bucata. Păi hai să luăm așa un pic. O să iau două de zahăr la 180. Și luăm și una de milk. Cât? Să fie mai mult de una de milk? Na. Hai, lasă așa. Lasă de la mine așa. Mamă, câți bani am dat să lingă stan în pizdă. Deci pe cuvânt. E... Hai, cu o curvă ieșea mult... Eu ieșeam mult mai ieftin. It's exaggerated a little bit. Știi ce zic? Salut, tot eu sunt. Hai. Nu aici. Și lui Toc. Avem așa. Sugar. Sugar. Gata, ești pe maxim, nu-ți mai dau laptele, o sugi. Pe alustan. Și lui Toc. Fuck. Stan wants to be sure. Nice. Consider it done. Ah, frumos. Frumos, îi arăți acolo. Uite, naibii, că nu. Oh, se păstrează pentru Stan. Drăguț din partea dumneai. Stan is ready. Trebuie să mă lua Stan acum, nu? All that's left to do is to visit our lover man. Maybe he will finally tell me where the motorcycle is hidden. Mamă! Hai, mă, vine și zice, seara bună, care nu a dat like. Mă, să-i spune. Cum era mai aia? De o calitate îndoielnică, nu? Cât de tare a fost. Sugerez câte misiuni mai stai joc, am luat tractorul și bobetarea brava sau misiuni. Bă, dar după ce misiune ai luat tractorul? Fii atent că eu trebuie să mă duc chiar la Stan. Ca să-mi spună și că unde este motocicleta. Și eu mă duc la Stan cu motocicleta. Păi de capul meu, încă o jumătate de oră dusă pe apa sâmbetei. Deci am misiunea asta. Dacă ar fi să calculez tot timpul de plimbat și de achiziționat și bani și așa, în momentul de față este cea mai amplă și scumpă misiune pe care eu am făcut-o. Scumpă pentru mine. Fucking shit. Zici ci că găsește motocicleta. Cred că acum tipul care mi-a comentat cum că bă, dacă îi bași motorină la maxim, o să spară misiunea că e finalizată. În cap 6-6, eu o să iau 7. Let's go! Gata, mai trebuie să mai facem ceva, mai trebuie să mai facem nimic. Find the motorcycle este ultima. Și de ce nu le avem dispărute? O avem făcută! It is done! Oare trebuie să mă mai duc pe la... Dar nu-mi zice că trebuie să mă duc la stand, da? Hai să încerc să-l vizităm pe băiat. A, știi ce m-am uitat să văd că un bou? Dar uite, l-avem aici. Is there any reward? Hidden motorcycle e reward-ul, mă. Ai de capul meu! Da... Mult, prea mult, mult ataca la camaca ataca, știi ce zic? Ia să vedem la băiatul ăsta cât costă. Normal că am avut bani și nu mai am, nu? Deci mi-a luat Stan fiata, mi-a luat 1000 și ceva. Pe toată șmecheria lui, cu buchet, cu ciocolate, cu lăptic, cu mama dracu. Deci 1000 și ceva m-a costat băiatul ăla. Asta ce înseamnă? Înseamnă că eu am plătit pentru motocicleta asta până acum? Practic a fost în rate. Trebuie să mă duc chiar la o zi de vânătoare. Poate o facem pe iarnă. Ca să vedem și animalele foarte bine. Opa! Păi ce ai făcut tata? Ai făcut, dar n-ai făcut bine. Stai așa să mă proptesc că ești până și perleană. Oh, fata!
Cartoful, ia să vedem dacă este finalizat. 6 ore și este gata. Bun, nu este rău. Acum, fraților, trebuie să mâncăm un pic. Butter-ul o să-l înapoiez. Mă duc să beau, să dau și laptele și mergem să stricăm gardul, pentru că da, trebuie să relochez un gard. Iap. Avem fiul pe care o să-l păstrez. Cu siguranță o să mai trebuiască pe aici, după care butter-ul o să-l punem și pe el la loc și mergem să bem niște apă. Let's go! Este un fel de Cupidon, sunt mai mult un pește, dar îi fac promovare lui Stan, nu la femei, știi? Cam așa sunt. Hai, că am făcut și eu un lucru bun pentru un amic, hai să zicem așa. Deși n-aș avea prieteni care nu știu să fută, dar în fine. O spre direct de data asta. Te-am văzut, Adriane, te-am văzut, Adriane, pedeleșule. Barba, dacă nu ai scăpat de fantoma noaptea, poți să urmărești că te va duce la un cuvăr cu diverse chestii. Am fost, man, am fost, uite, mi-a dat o coasă, bine, l-am urmărit de două ori și mi-a dat o coasă de asta însângerată, uite aici. Mary Sint, Sint e coasă. Am fost, am făcut-o, tat. Mamă, ce ceasă s-a pus. Holy shit. Acum, fraților, hai să vă arăt planul meu. Planul meu este ăsta, și anume, trebuie să fac acolo un gard. Asta înseamnă că trebuie să dăm jos altul. Pentru că nu-mi permit unul din copaci. Gata. Și acum îi dăm așa. Fence. Mam, nu pot să merg. Avem și o donație de la Pop Gabriel 2 Marafen. Salutare Gabi. Salutare, man. Barbă, pe iarnă nu vrei să faci cursa pentru tractor? Mane, nu știu, nu prea am taur. Ar trebui să fac bani de taur. Nu prea mă simt în stare, să fiu sincer cu tine. Eu ca așa, ca persoană, să știi că nu sunt foarte competitiv. Eu sunt mai mult de cursă lungă. Eu sunt mai mult măgar decât armăsar, să știi. Da, nici pe Mihaela nu cântă foarte mult, să știi, dar cu mine eu trag și duc. Nu prea sunt sprinten pe cursă. So... Din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să mai stăm o leacă. Încerc să evit. Ăsta cred că trebuie să le mutăm, că nu prea le văd eu bine aici. Hai să vedem aici. Oricum trebuie să venim cu ceva. Sau să le iau, să le mut eu așa. Cu mâna mă gândesc. Mamă, și trebuie să o mut și pe asta, dar... Hai să facem noi, aș vrea să fac gardul, pentru că nu mai pus mai eu mici, nu de alta. Fence. Clar, nu? Dar să văd care-i fața. Păi asta. E bun. Păi da, de ce nu mi-a... Oare trebuia să-l încep din partea cealaltă? Deci dacă trebuia să-l încep din partea cealaltă, e până aș Perlescu, că... Mi se pare că trebuia să-l încep altfel. O să-l testez un pic altfel, să vedem, pentru că aș vrea să, chiar dacă-l întorc și nu-i cu fața cum vreau eu, aș vrea să îmi facă snap. Și aici e puțin dificilă treaba. Știi ce nasul asta? Uite asta. Deci nu știu cum fac aici, poate mi-l dă dacă îl iau. Da, 575 le-am luat. Super! Mamă, deci am acum, dacă vă uitați. Nu că... Am 668 din 60. Câte eu pot duce. Bro! Pune și pe asta aici. Fodărul vieții. Și acum... Nu small gate, hai să punem fence. Short fence! Double gate, wide gate. Double gate. Ah, clar, iau double gate-ul. Avem fence. Hai să vedem dacă îmi face snap, ia. Da. Ok. Asta vreau să facă snap-ul. Și o să facem și trecere, evident. Trecerea cred că o fac acum.
Și aici îi dăm high small gate acum și vedem după aia dacă îmi trebuie dublă. I need more materials. Băi, ești prost. Ok. Să le lăsăm pe astea jos. Bun, și pentru materials avem small gate care o să-mi trebuiască și junk. Super! 225. Ne mai trebuie niște fodder lăsat pe jos pe aici. Gata, fraților, putem să ne mișcăm și noi. Let's go! Îmi trebuie niște junk și îmi trebuie de asemenea ciocanul ca să construim toată treaba asta. Ah. Ai fost nesimțit? Zile! Măgarul duce asta, păi. Și mai are ceva măgarul în plus, dacă știi ce zic, comparativ cu dimensiunea lui, că uite care-i treaba. Cu toții știm, da? Țâța contează să fie mare? Curul contează să fie mare? O să ziceți da, nu? Greșit. Să fie mare comparativ cu corpul. Că dacă țâța e mare și corpul e super fucking gras, ai subto. E degeaba. Dacă curul e mare, da, și burta din față e de 3 ori mai mare, ai subto. Măgarul, în zilele alea bune de dimineață, pare că e trepied. E ceva ce are, ce nu-i direct proporțional cu celelalte mărime ale lui. Ui, o să o facem după aia, stai așa. Și asta mai are. Măgaru. Small gate-ul. Nu există așa ceva. Blancur, oh my god. A, 50 aș vrea. De fapt, stai. Ia mai dăm câteva. Așa. Vezi, eu vreau să pun invers, pentru că așa o să pară din interior, da? Fence. Ok. Mi l-a pus cumva dubios pe ăla, dar... atât timp cât se pune, văd că n-a ieșit pe partea cealaltă, sau... todo bien! O să fac întâi poarta pentru că vreau să trec. Tot de lângoace. Nice! Așa, mă, fraților, deja avem o parte. O să facem și acolo încă una și o să vedeți cât de fain o să fie acest sarc în care vom ține toate animalele. Vom avea aici vaca, porcul, toate găinile, pentru că o să le mut și pe alea. Wow! Oare nu scapă pe jos găinile? No. Mie îmi pare că o să scape pe jos găinile. Nu, o să vin să refac acolo. Nu-mi place, nu-mi place. Dar vorba, care este cel mai bun joc după părerea ta pe care l-ai jucat în 2023-2024? Ba, asta e o întrebare foarte, foarte bună. Măi, dacă vorbești de chestii foarte, foarte recente, ăsta, să știi. Like, am întâmpinat până acum decât un singur bug, ceea ce pentru mine a fost uimitor. Short fence? Un singur bug, adică chiar mi se pare foarte, foarte bine. Gata, fraților. Acum cred eu că suntem pe bine. Așa că spune Farmer's Life. Nu știu, bine, perfect. Na, cum avem acum cu toții viața la oraș, bine, perfect tradiționalul ăla, care ne place și este extraordinar de complex. Este suficient de complex încât să nu te plictisești mult. Pentru că am văzut că eu... a crescut în popularitate treaba asta cu jocurile și cu toții vrem să ne afundăm în lumea asta virtuale și lumea scoate jocuri, dar cu puțin content. Nu știu, înainte contentul era mai stufos. Dovadă că, uite, am jucat, câte am băgat? Două sau trei episoade, nu, cred că doar două episoade de Winter Survival Simulator, un joc extraordinar de bine făcut, deci l-aș fi recomandat maxim. Dar nu o fac pentru că pe live-ul de ieri l-am și terminat. Deci am mers așa, pam, s-a dus jocul. Păi ce ai făcut? Cum? Știi? Fine.
dar nu-și merită banii, că nu primești suficient. E ca și cum te-ai duce la un restaurant Michelin. Adică stă porțiunea așa micuțele, adică ok, foarte mișto făcute și toate cele, dar după aia plec tot înfometat. Nu prea s-a meritat investiția. Și asta, cred că Farmer's Life. S-au rezolvat bug-urile, ai content că călău măria dumneavoastră. Nu știu sigur dacă există moduri. Parcă auzi ceva de moduri. La un moment dat, dar nu știu exact cum se bagă, că nu m-a interesat chestia asta, având atât de mult content. Și uite și tu, facem ore în șir de content și ăsta nu se mai termină. Ăsta îmi place maxim. Da. Nu știu dacă este așa animare, nu știu, nici nu prea vreau să testez, sincer. Că vreau să-l fac așa să fie și vizual, Nico, vreau să arate frumos, vreau să știi. Facem treaba așa, drăguță. 30, 60 din 60, lasă așa că până și Perlescu. Să am și eu acolo un pic, grădina după aia o putem prelungi până la lac, știi? Și după aia mă gândeam eu să îngrădesc, dar să vin cu îngrăditura așa de la stradă. Că se mai face și în România, ai văzut că te mai cerți cu vecinul, mai ieși și mai muți gardul. Și mă, ții o jumătate de metru? Nu! O mai ești prieten cu nimeni, dar ai obținut jumătate de metru! Atât zic. În partea cealaltă nu prea vreau gard, eu aș vrea tot să vin să-l iau pe ăsta tot de aici. Acum luăm două de-astea, punk, punk. Și avem 55, o să merg iară greu, super! Pleacă la țară gardul ăla strâmb, n-am ce să-i fac. Trebuie să-l dau pe ăsta mare jos ca să pot să-l distribui pe ăsta altfel. Normal era mișto ca în Farming Simulator, unde gardul se ajustează în funcție de cum vrei tu să-l pui. De? Deci așa mi se pare logic, da. Da, nu poți să ai pretenția asta la toate jocurile să meargă așa între ele. Așa, mai am niște geancuri, mai am două, pot să mai pun o poartă, ceea ce e super. Bun. Acum, am îngrădit partea asta, da? Avem aici fână, avem mâncare, după cum bine se vede, o să facem tot am zis. Trebuie să le bag pe astea. Da, o să vedeți după aia ce urmează. Aștept să vină noaptea ca să se bage ele singure la pătul. Și după aia o să trebuiască să închidă aceste porți. Că asta, practic, drumul prin grajdul lor și drumul prin ambarul meu vor fi singurele două căi de acces în zona asta din spate. Păi, hai să o facem așa. Deci de la dreapta la stânga vrei asta. Ce-am făcut? M-am făcut porți? Fii atent. Ce-am făcut porți? Pens. Am făcut porți, fii mea casa, dracu. E bun. Și fii atent. Aici voi face mai aproape small gate. Gate-ul. Oh, dar nu știu care e dreptul. Ia, fii atent ca asta. Așa. Pentru că eu când vin vreau să fiu mai în apropiere. Fence. Știi ce? Cred că ar mai merge una și pe aici. Small gate. Pens. E aici short fence. Iar mi-o ridică, dar nu, nici eu nu mai văd, de ce mă întrebi? Mă, cred că e suficient așa, nu cred că o ridică prea sus. Nu pare atât de ridicată. N-am gunoaie, dar le facem acum. Să muncesc până noapte. Let's go. Deci putem să trecem? Nu pot. Oh, man. Bă, o săritură dacă aveam și eu. Let's go. Găinile nu ar trebui să iasă pe sub gard, nu? Deci găinile, ca idee, ele nu ies pe sub gard decât dacă... Decât dacă gardul este, cred eu, mai sus.
Și gardul meu nu este mai sus. Că nu se bagă nici cele de ale dracu, așa gen cum se bagă la țară, că ai văzut că găinile sunt foarte drăcoase. Știi? Poate când vor băga ăștia DLC cu vreun câine care să râme pe sub gard, atunci mai zicem, hai. Hai să luăm 6. Și trebuie să trec să mai iau din gard. Da, păi, mi se pare Horia chestii cel mai logic lucru. Știi? Ai cel mai ușor lucru de făcut în situația asta. Puteam să fac ceva separat, dar cum vreau să folosesc și grajdul ăla, hai că așa mi se pare cel mai logic. Știi ce nu-mi place? Nu-mi place că nu văd poarta asta. Nici pe cealaltă nu le văd. Și atunci, uite o idee, nu știu dacă ai făcut-o pe asta, o idee este următoarea, și anume să avem cât un strop de lumină la fiecare poartă și așa știm de la distanță, știi? Pe unde trebuie să intru. Becuri. Trebuie să luăm o grămadă. Aici nu cred că nu mai facem și pe ăsta. Oh, snap, boy. Nice. Gata, mi-a ajuns. O să aprind și lumina. O să-i dau un pic pe seara acum, că e abia 6.59, dar a început să se negurească mai rapid din cauza că ne apropiem de iarnă. Gata. Nu știu, că e antrenat țar cu mâine de dimineață când trezim animăluțele să fie pe bine. Mai stăm o leacă așa pe întuneric, că n-am ce să fac. A, câte îi dăm? 65, 60, ia stai un pic. O să merg să mă și răhățesc o leacă, să văd dacă pot. Și asta aici este, ăsta este grajdul de... Da, ligioane de astea de ale mele. Și o să-l mut și pe ăsta. Ce e mișto în jocul ăsta e că de fiecare dată când distrugi ceva, îți dă complet toate materialele, așa că îl poți construi în altă parte tot, fără niciun fel de pierdere. Asta e, asta e o chestie genială. Mamă, dar nu prea mai văd pe aici. Văd foarte, foarte greu. Și da, din păcate trebuie să merg până la gardul celălalt și înapoi. Dar, bine că puteam să fac chestia asta. Am o idee, stai așa că eu mai am ceva gard aici. Hai să facem o chestie cu motoscârțul, vrei? O să mă umplu de materiale și după aia mergem cu motocicleta. Adică facem așa, una, două, trei, patru, da, că vreau să stric basically tot. Și acum, ca să nu mergem greu până acolo, băgăm motocicleta. Găino! Găino! Bă, nu vreau să le calc, că trebuie să mă duc pe aia să le înlocuiesc. Ce fain era să lăsăm așa motorul pornit și să avem și noi o lumină aici, a? N-ar fi fost tare? Asta este a doua poartă. Așa. Și a doua zi o să băgăm și stâlpii. Pentru asta o să ne trebuiască niște junk și câte un bec, evident. Așa că becul o să-l luăm direct de la magazin. Ha, mă, sper să mai ajungă. Nice! Gata, fraților. Am terminat aici. Avem tot gardul finalizat. Aici e puțin ridicat. E fix ca la țară. Să vedem. Să vedem dacă o să reziste ligioanele mele. Și dacă cine știe vor scăpa, nu știu ce să zic atunci. Găsim soluții. Atâta zic. Pe asta o să las momentan aici, pentru că mai am niște lucruri de finalizat. Așa, bun. Deci asta vin aici. Găinile care-i treaba? Ele vin oriunde. Deci găinile aici puteți să le las așa tot timpul, știi? Ce mă interesează pe mine este porcul și vaca. Ăștia sunt doi artiști în viață care mă cam preocupă. Vaca, spre exemplu, îți dai seama, acum când o scot fix acolo în curte, deci o să-mi fie foarte, foarte ușor. Gen, să o bag înăuntru și să o scot, e la o aruncătură de boss de 5 metri. Aia e. Ciuperci, mă, acum nu, cred că, na, mai încolo, vedem.
Nico, acum sunt croit pe treaba asta, deci să-mi fac treaba cu animalele, să mai fac și misiunea cu taurul, ca după aia să avem și noi un vițel, așa, și porcul va trebui să stea și el închis la un moment dat. Mamă, trebuie să stau să caut după el. Și după aia poate ne băgăm și pe treaba aia. Acum vreau să profit și de cartofi. Deci vreau să fac o producție foarte, foarte mare de cartofi. Mă, fraților, dar nu știu unde este porcul. Deci pe aici nu e. Vreau să fac de asemenea față un garaj pentru toate utilajele, ca și eu să le am acolo, să știu de unde să le iau tot timpul, știi? Deci mi se pare că e obligatoriu să am așa ceva. Te porcul și nu e porcul cu aia. Aici tot nu pot să iau. Mă, fraților, nu știu unde e porcul. Oh my god, vino un coace. Mi-am mâncat zilele porcul ăsta. Și o să-l băgăm aici. Te rog. Mersi. Bun, acum, vaca, bineînțeles, va fi băgată în țarcul nou, dar va trebui să ne asigurăm care și ce să mănânce, așa că voi lua iezlea și iezlea o mutăm tot acolo în zona aia. Nu e o zonă ideală ca idee, pentru că este ușor în pantă și fiind ușor în pantă, nu prea poți să pui plasabile atât de ușor, știi? So, hai să mănânce, o să pun aici mâncarea. Undeva pe aici. Aici avem straw. Hei, uite, nu mai am foarte mult hay. Păi, în situația asta, hai să luăm. Poftim! Nice! Porcul are, deci suntem pe bine din punctul ăsta de vedere. Avem și niște scânduri pe aici. Scândurile le putem și depozita un pic. De obicei le am așa. Hai să băgăm scândurile astea lângă gard. Așa mai pui scândurile uneori. Uite aici. Bun. Arată foarte bine. Astea le avem. Cafea o să o beau de dimineață. Și pentru că eu acum o să facilitez mersul încolo al animalelor, o să trebuiască să închid acest grajd și acest hambar. Bun, astea sunt închise, din păcate nu putem să le încuiem. Dar acum sunt închise. Bun, bă, arată foarte bine, ce vrei? Ora 20.41. Multă treabă astăzi, ei? Foarte, foarte multă treabă astăzi. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Fried fish, hai să mai scoatem una. Încă un fried fish. Încă un fried fish. Și niște boiled egg. Perfect! Forță la mine! În ogradă! N-am pus o bucată de lemn la gardă? Ok, o să mă uit a doua zi să vedem. Noapte bună, Mariane! La ia găinile în mână din coțețul făcut de tine noapte și băgă-le în țarc? Așa este! Așa este! O să le iau... Stai așa că mi-ai dat altă idee, dar stai să fac aici toată treaba. O să iau găinile celelalte și le băgăm aici. Doar că dacă le iau palea... Nu. O să stric cotețul ăsta pe care l-am în fața casei și fac altul nou acolo, pentru că găinile merg oriunde în curte. Ele oriunde se duc, atât încât au mâncare și spațiu undeva, vor sta în jurul acelui ceva. O să vezi mâine. Foarte, foarte bun. Așa, nu. Până în martie avem o grămadă de timp, putem să ne facem un picuț de cap. Este abia octombrie. Oh! În martie dispar ca idee lucrurile. Deci avem noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și la sfârșitul martie s-au dus lucrurile. Mă gândeam să le iau pe astea de aici să le mut, dar nu voi face asta. Păi și cocoșul a murit. Cred că avem ceva decedat prin zona, dinți. Pe asta o vom muta mâine, tot acolo. Vom face cotez frumos, o afacere și șmecherie. Până una alta. Dăm și noi aici un pic cu... Avem tot ce ne trebuie? Avem tot ce ne trebuie, mă. Niște lumină trebuie să mai facem pentru mâine. 6 și 11. Hai 7 și 11, că se întunecă mai devreme și răsare mai târziu.
A, uite și asta e, Claudiu vine cu o idee foarte bună, să vopsesc poarta, să fim ușor de văzut. Foarte tare, da, vom face și asta în paralel cu stâlpul de iluminat. Foarte mișto, ia să vedem ce vopsea mai am. Sigur mai am ceva vopsea, roșie. E 50% ruptă, asta înseamnă că mai ține. Ia. Băgăm și lumină, ca după aia noaptea să văd dacă mai rămâne ceva animalus pe afară, știi, să pot să-l observ. Asta este poarta. Gata, poartă roșie. Asta este poarta. O poartă roșie. Foarte bună idee, Claudiu. Foarte, foarte bună idee. Deci că zici că e o poartă însângerată. O să mergem să mai luăm niște vopsea să o facem frumoasă. Asta e așa un pic temporar, știi? După care avem așa. La lumină avem un lamp post, o să-mi trebuiască 20 de scânduri pentru starting materials. Oh my god. Oh my god. Stai așa că nu e așa. 38.60. Bun, acum am. So, lamp post. Asta o să vină de afară, pus fix aici. Ba nu, pentru că eu vin de obicei din stânga, nu vreau să mă lovesc în el. Uite așa. Nice. Hai să punem și partea cealaltă, deci o să-mi trebuiască light bulb și ceva gunoi. Aici de asemenea o să pun două, să știi. Deci, lamp post. More materials? Am decât 10. Perfect. Atunci, hai să-l punem pe ăsta primul gen și după aia îl punem pe cealaltă când avem mai multe materiale. Aia a fost. Bun, perfectos. Acum, termină-te. Junk-urile le cam avem. Păi, astea trebuie să le facem. Hai să luăm motocicleta de aici și dăm drumul la animale. Sună bine. Deci, micile astea schimbări pe care le-am făcut acum o să mă ajute maxim. Știu că poate părea așa în față dezolant, dar nu o să fie pentru o perioadă foarte mare și chiar nu-ți trebuie un gard aici ca idee. O să băgăm gard mai încolo. Ready to harvest, perfect. Dar nu știu ce să fac cu astea. Astea o să trebuiască mutate. Trebuie să fiu atent la recoltă. Asta mai era o chestie de-a mea foarte nasolă și anume că de fiecare dată când mergeam cu tractorul pe aici, evident, luam câte o găină pe roată. Iar acum ele vor fi un pic mai... mai protejate, dacă n-a fost din voința lor, măcar o să mă ocup eu de sănătatea lor. Bun, aia trebuie mutată, gen cotețul lor. Închidem acolo, uite și de aici au plecat toate. Uite, e cocoșul blocat. Asta cred că o să moară pe aici, nu știu. Oricum e cocoșul, e ca să zici că produce ceva. Dă și el un pic la târtiță acolo și cam aia a fost. Bine că urli acum. Așa, poți să o scoatem afară și vaca o să o scoatem de asemenea. Ce ai făcut, tati? V-ați întâlnit. Hello! How are you guys doing? Uite, intră unul la celălalt. Bro! Hai că sunteți amândoi. Bat-o-ți în cap. Bun. Acum o luăm pe doamna. Ia să vedem, vine? Nu prea vine. Fii atent că trebuie să iau și porcul, bă, aici. Lid. Hai, porcule, vină încoace. Ce are, mă, ăsta de nu vrea? De ce e, mă, așa încăpățânat? Fii atent, hai să facem așa. Încerc să o bag acolo, să o forțez să-i scot pe rând. Văd că altfel nu vor. Pa, pa. Fii atent că vrea. Gata, bun, am rezolvat-o pe una.
Ai și pe tine, stai. Atât. Bun, mâncarea o avem aici, la puicuțe avem aici. Cocoșul e acolo. Bă, suntem bine în sus, știi ce zic? Aici că nu e foame, avem aici mâncare. Păsărelele mele se pare că se pelindă pe aici. Prin partea aia nu avem nimica. Mă uit să văd dacă o fi, nu știu, e și vreuna, dar nu. Bă, că-s cu minți. Așa, unde mai avem? Ia, am și niște scânduri la mine. Aici? Nu. Ziceați voi că mi-a rămas o bucată. Asta era. Bun, frumos. Ce să mai? Elegant cât de cât. Roșul ăsta la poartă, bineînțeles, nu mă încântă extraordinar de mult. Aș vrea garduri albe. Și o să iau să punem garduri albe, evident. O să arate foarte mișto. Ai trebuit ceva de aici? 50 din 60. Mie trebuie becuri. Câte ouă mai avem ea? 50. Am deja pus deoparte câteva. Aș putea spun să vând. Și temporar. Mă rog, e puțin dubios să pun aici, dar hai să punem aici totuși. Poate mâncarea. Bem și o cafea. O să beau un pic de apă. Și cam aia a fost, 54 din 60, asta din cauza că am ouăle de 22 de kg. Mergi să mă cac, după cafea trebuie să te caci. Așa, bem apă și mergem să vindem astea, după care luăm și becurile. Și așa, avem și lumină, avem nocturnă. După aia vin să recoltez, dar dacă vin să recoltez, stai un pic, să o gândim noi un pic. Avem noi fodorul ăsta, dar fodorul ăsta trebuie luat de aici. Asta e o leacă. Că dacă mă duc eu la vânzare, care-i treaba? Ar fi fost bine să mergem cu ouăle și cu cartofii. Și vineam pe toți deodată. Știi ce zic? Cred că e mult mai bine așa. Dar îmi trebuie și becurile din partea cealaltă. Și atunci facem o combinație între ele. Mergem până la market cu motocicleta. Jap, jap, 10 minute. Așa. Iau blegurile, după care mergem la SAF cu restul de cartofi. Taci, bă, digura. Când m-am chinuit, bă, de asta să-mi dea și mie niște becuri. Dar jegosul ăsta. Jegos, mă, băiatul. N-a vrut cu aia să-mi dea ceai. Deci era ultimul om, făcea misiuni peste misiuni peste misiuni și nu vrea. Avem două animăluțe moarte aici. În sfârșit mi s-a mai prins și a doua. Bun. Trebuie să iau și gardul ăsta de aici, poarta, eliminăm tot. Bun, parchez aici, hai să vedem. Deci avem partea de recoltă, este acolo. Uite, vezi, iar am găina pe aici. Pleacă găino! Mă, nu știu cum să claxonez, nu avem posibilitatea asta. Uite, un update cu un claxon n-ar fi rău. Să te îndepărteze toate găinile pe o rază, știi? Cred că ar fi super tare. Corect. Hai. Știi ce n-am luat? Moonshine. Acum mi-am amintit că ăsta merge cu moonshine. Curios că nu s-a îmbătat. Oh, nice. Bă, una, cred că este suficient și facem recolta. Eu sunt încă uimit de cât de repede recoltez cartofi. Deci înainte, fraților, luai cartof cu cartof, plantai cartof cu cartof, recoltai cartof cu cartof, nebunei cartof cu cartof. Ceva rău. Ceva foarte rău. Și acum, ia uite, jap. Și mergem pe directă, cred că e asta. Da, cred că e direct acum. Ce vorbim? Ce discutăm aici? Uite-te și tu. Uite și tu cum merge cu aia, las-o, uite-te numai. Am un pic semănătoarea aia care mă cam încurcă așa acolo o leacă. Deci merge bridge. E bun, e bun, e bun, e bun. Mamă, ce frumos am ocolit, ești nebun. Lângă saci așa. Ce drăguț. Gat. Ridicăm. Și s-a făcut, s-a rezolvat. Aici o să întorc pentru că vreau ca următorul cuplaj să fie mai ușor pentru mine.
Și am lăsat un sac și aici, nu? Perfect. Pentru că o să merg cu remorca de data asta. Remorca am pus afară. Trebuie să o aduc aici înăuntru să încarc tot. Trebuie să cărăm ca lumea. Factura, bă, dar chiar... Of! Iar am uitat la ea. Am uitat de ea iar. Moare lumina aprinsă? Am lumina aprinsă! Trebuie să mă duc să sting curentul. A? Dar cât am aprins eu curent? Mă, pare de aici acum că aș avea lumina aprinsă. De nu mi-amintesc că eu să o fie aprinsă. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun. O să merg pe aici și o să merg pe lângă saci. Sau, ăștia sunt saci de fodăr. Fodărul mie îmi trebuie. Oare sunt saci de fodăr? Cred că de fodăr sunt ăștia. O să mă uit la ei, da. Parcă să zic eu că de fodăr sunt. Și ăștia sunt cei de cartofi. Oricum, vindem și fodărul. Păi ce vorbim? Uite partea care îmi place cel mai mult. Haț? Perfect. O să închid oblonul ăsta. Ca atunci când arunc, să nu mi se ducă pe cealaltă parte. Genial. Love it. Bun. Cu fodărul, băi, eu am mult fodăr. Nu știu cât să păstrez din el. Da, chiar am foarte mult fodăr. Hai să-l ducem și pe să ducem niște fodăr așa. Măcar scap de saci ăștia, pentru că după aia mi-am mai dat și în partea cealaltă. Am vreo câteva sute de... Cred că am vreo 500 am avut dintr-un foc. Da, am foarte, foarte mult. Deci e ceva, ceva desperiat. Uite, ăsta nu mai vrea. Ești prost? Hai de capul meu! Gata, l-a luat. Oh my god! Da, din păcate am văzut că se vinde destul de puțin. Cu puțin bani. Și mâncare de animale, nu mă așteptam. No. Nu-mi trebuie moonshine să recoltez? Înseamnă că, deci moonshine nu-mi trebuia doar dacă vreau să bag viteză, este? Că așa am văzut că era acolo. Mamă, am dat cu asta, cu aia, mamă, zici că am făcut basket. E bun. Și avem și un moonshine, pe care noi putem după aia să-l dăm mai departe. Hai să luăm gunoaie, junk și să facem și stâlpii ca să-i eliberez eu din inventar. Mai avem decât 4, deci niște junk-uri trebuie să luăm. Dacă tot sunt cu remorcă, poate o să mă duc să iau de pe la Tadeus, pe acolo, prin zonă mai e. Ceva gunoi. Bun, deci avem unul acolo. Mamă, 4. Am cam mult olea ca și ea, nu știu, mi se pare super costisitor. Da, nu mai am junk-uri, vezi? Mai aveam pe undeva, mi se pare că am și pe la mine pe acasă, ceva junk. Deci aș putea să mai pun mâna pe ceva gunoaie. Ia, yeah. Să n-am eu aici? Băi, ești nebun, nu am. Moonshine-ul ăsta e să lăsăm noi cu alea. Două gunoaie, de unde iau? Albine, oare pot să... De la albine putem să luăm ceva? Nu, nici acum! Oh my god, dude, deci nu-mi dă deloc. Da, nu mai am gunoaie pe aici. Voi fi băgat aici ceva? Nope. Well, momentan, le punem și noi așa. Și le organizez după. Aici avem de toate, să mai mâncăm un ou. Și cam aia a fost. Ciocanul trebuie să-l înapoiez, pentru că am reparat tot ce trebuia să reparăm pe acolo. Lumina se pare că nu este mai aprinsă, nu am uitat eu sau ceva. Pur și simplu de la distanță așa părea prin ceață. Așa, și ciocanelul punem aici. Bun. Așa, ouăle, să nu plecăm fără ele. Și bineînțeles trebuie să mă asigur că motorin benzinul este suficient. Avem 220 de cartofi pe care o să-i mai păstrez. Unde am pus ouăle? Ah, sunt în fața acolo, stai așa. Un pic, niște apă n-ar fi stricat. Aici ar trebui să fie ouăle. Iap!
Mi-am păstrat pe acasă câteva, deci suntem pe bines. Bun. Se iau totuși ăsta? Hai să luăm și outgrains-ul ăsta. Să-l vindem mai departe. Și acum avem aici 16,9 litri. Eu cred că mai ajunge până la SAF și înapoi. Înapoi. Aici. Let's go! E regulă, mai facem drumuri, mai facem. Duc acum ce am aici și poate o să mai ajungă și mie mai departe de un tower. Și după aia mai facem, nu-i problemă. Mai facem drumuri până aici, până în martie, până mi se strică mie lucrurile în martie. Durează o grămadă. Și acum da, o să folosesc că mi-am amintit treaba asta. 1250 de cartofi și ne dă pentru 4068, fii atent, Doamne ferește! Și mi-a și out-ul. Păi și ouăle, alea-s la mine. Fii atent că ouăle sunt apart. Bă, înseamnă că n-a mers. Eram foarte entuziasmat și eram degeaba. Nu mi-a dat cât a zis, nu mi-a dat 4000 și ceva. Erau atâtea, erau atâtea iteme, cred. Am luat o dudă. Păi fata, tu nu prea mai dai aici, mai trebuie să-ți apă, eu am crezut că tu atât... A, păi da, acum mi-a dat banii, what the fuck, man? Rezi, n-am văzut banii ăștia. Nu mi se updataseră banii. 4956, forță, bă. Fii atent, și mai luăm 1700-800 pe astea. 900! Hai! Pum! 5800, let's go! Nice! Șef, bă, șef! Șef la ferma mea sunt. Mamă, cât de tare! O să fac bani și de o cositoare pentru primăvară. Nu să. Schimbă-mă viteza, că noi la banii și nu permit într-a doua. Îmi permit într-a treia. Miau. Hați, ce zici, Mane? Da, mai am și eu niște lucruri la mine aici, ia zi, ce... Cât ai pe astea? Pe fodder 128 de fodder 744? Bă, de ce dau ăștia atât de bine astăzi? Că nu înțeleg. Și un tower, cred că mai bine îl dau în cât timp, mă, tower-ul ăsta? 1676, cred că la market e mai ieftin, este? Of, vreau să văd cât este un tower. Cât avem aici? 11 litri. Hai să mergem să mai cumpărăm ceva motorin benzin ca să am la mine, pentru că mă duc și la market și mă duc direct cu remorca. Dacă iau un tower, posibil să mă... O să-l pun în remorcă, un tower, se poate urca. Sau trebuie să mă teleportez cu el. De la astea vreau eu de la tine. 20, te rog frumos. Și cât costă motocoasta? Da, să știu și asta. Deci avem un threshing. Aha. 1600, ni-l luăm acum, ce ai? Și cositoare? Păi nu avem cositoare. Mower. 4480. Bă, costă, mă, ceva. Nu mă așteptam. Threshing-ul ăla costă mai puțin. Bă. Ok. Ok. Mamă, câtă treabă fac. Mă așteptam să mă prindă cumva, nu știu, iarna. Dar se pare că ne-a mișcat foarte repede lucrurile noastre aici. Atât, calmează-te. Ca și niște motorină și la băiatul. Ia zi, tată, că am bani acum. Sunt plin. Avem feeding rack 2, dar nu avem unul mai mare. Am și pentru cal, uite, potcoave. Iar ăsta, bigger feeding rack. 672, mamă. Dar unde e taurul? Că nu prea văd taurul. Nu prea are taur. Deci băiatul ăsta al meu nu are taur. Trebuie să mă duc tot în partea cealaltă să-l iau. Păi cred că o să mă duc cu pe josul. Că eu nu știu sigur dacă pot să-l pun în remorcă și atunci mă duc, știu sigur că pot. Dacă mă duc pe jos, știi? Sau... Ai. A, n-am lăsat ăsta. Dar stai așa că mergem acum, mă, și le lăsăm. Casimir, baby, let's go! Oh, Mihai vine cu 2,99. Mulțumesc, grazie-ți, man! Niciun mesaj pentru mine acolo. Costi zice, hello, barbă, 6 septembrie 2025, liber pentru fotovideo cu Japonia. Dacă plătești transportul din Spania, da. Cred, stai să văd, 2025. Două secunde, că am calendarul de muncă din ora aici.
Septembrie, mamă. Da, e liber. Momentan pentru septembrie 2025 nu avem nimic. Spaniolii nu programează cu atât de mult timp înainte, ci cam cu maxim 6 luni. Cam așa. O, ce bine se vede poarta aia acolo. Iap! Frumos crujul. Dacă apeși pe tab și te uiți jos unde ți apare market, vezi prețurile și dacă sunt pe verde, înseamnă că sunt în creștere și de aceea iei bani mai mulți. Înseamnă că putem să vindem mult. Ia. Yeah. Bine, măi. Unde mi-apare jos la market? Aici, cred că zici tu, nu? Nu știu unde să mă uit. Deci am ăsta, da? Nu mi-arată prețul, sub nicio formă. Jurnal, map, build, market! Check the pricing board at the State Farm. Ok. Păi, dar chiar mă, hai să mai vindem niște astea. Le arunc aici. Și mergem după, mergem după, mergem după. Stai așa, stai așa. Avem niște oat, 36 din 60. Stai așa, hai să mai iau niște oat la mine. Și vindem un pic așa cu pe josul. Vedem și prețurile de asemenea. Bună, bună, bună treabă. Ok. Se pare că nu vrea mai gol de atâta. Și cu o văz oricum prea mai așa ce să fac. Dăm și niște de-astea aproape toate. Nope, nu mai pot să mai teleportez acum. Super. Și 7 din 60, dar niciun dar, că nu pot să las nimic acasă. 58 din 60. Bun, hai să mergem așa. Ca să luăm bowl. Asta zic. O să vând... Grânele le vindem la fată, da? Parcă da. Și aici plancarda. Dar unde e plancarda? Eu fi asta? Nu, e că aici sunt shock workers. Sunt ăștia care fac cei mai mulți bani. Este? 159, mamă, ce puțin. Și greu? 116. Da, mă, nu știu. Mi se pare că dacă nu bagi o rădăcinoasă e... Și la rădăcinoasă e greu, pentru că trebuie să dai o grămadă de bani pe ăștia. Uite-te și tu. Cât m-ar costa, de exemplu, 1300 pentru 100 de sfeclă? Trebuie să-mi cumpăr. Deci eu trebuie să pun bani. Voi vedeți că pe mine mă dau bani acasă, din afară din casă, nu? Acasă din afară. Dar nu e chiar așa. În realitate, eu trebuie să pun bani deoparte pentru că vreau să investesc câteva mii pentru sfeclă și cartofi pentru anul ce vine. Sunt cam obligat să fac asta, da? Dar nu înțeleg aici, să vedem. Are ceva bord în față? Oh, Brut Playlor, dar ai venit prin zona cu 10 mara face barba neagră. L-ai găsit pe Nelu Ciocanelu. La Nelu Ciocanelu, cum vine asta? La primar datoria adevărat mereu uit. Mereu uit, nu este de mine. Ăsta este bordo. Nu. Ok, trebuie să mă explici cineva. Ăsta era bordo, dar eu mă așteptam să scrie pe nu să apăs eu. Ok, gaci, gaci. Cut out, toate cele. Onion, cabbage, potato. Preț bun la potato și probabil mai durează foarte puțin, poate, nu știu exact ce înseamnă asta. Nu-mi dau seama dacă crește sau decrește, nu s-a mișcat deloc de acum. Ok. Raspberries, de asemenea, se pare că are un preț foarte bun. Gata, mă, deci asta era panoul vieții. Toată lumea spunea de panou, eram, like, e doar un scoreboard, nu e un panou. Nu știam că trebuie să apăs pe ceva, Nelu Ciocanelu. După ce verifici panoul, după aia ți apare și acolo când apeși pe market, dar trebuie să verifici panoul prima dată. Bun, deci asta înseamnă că... Deci nu asta. Te referi tu. Nu știu exact la ce te... A! Gace, m-am prins. Mă, greu, dar m-am prins. Bun, hai să vedem taurul vieții. RTX 4080 este mai bun, dar acum pot spune că îți va funcționa farmic. Ok, aici vorbesc două persoane, se pare. Noapte bună, Brut Paylord. Mulțumesc de donație, man. Muchas gracias. Am o dambla. Sau băiatul meu aici.
Mă cam doare sufletul, mă. Hai, mă, să luăm. 1600, mamă. Bă, dar faci urât ăsta? 35 de luni. Și de ce l-am luat acum? Nu l-am acum ca idee. Îl păstram pentru la vară. L-am luat acum pentru că vaca mea nu mai trăiește foarte mult. Mai are decât 13 luni de trai. Și din cauza asta am zis că, bă, hai să facem treaba asta acum. Pentru că după aia, like, dacă rămâne gravid. And save me from the evil. Of, Doamne. Bă, dar m-am dus și am apăsat E pe el. Nu înțeleg de ce nu mi l-a luat. Trebuie ceva special la băiatul ăsta? Mane, te duc la femeie. Deci ce vorbim? Asta ce are, mă? Stop, give name, put on hat, ride, kick. Nu. Give name. Măgaru. Atât. E încă pe lead, ceea ce înseamnă că dacă mă teleportez, vine cu mine. Fucking sper! Oh, în sfârșit. Bun, e încă cu mine, băiatul. Let's go, boy! Ai, și atât, ai că tu la femeie, mă! Ți-a luat femeie! Iar vine, mă, la creepy, mă. Ce-a făcut? S-a speriat al meu de fantomă, pe cuvânt. Te-ai speriat? Man! Mamă, fraților, nu știu unde mi-e taurul. Mamă, nu văd nimic. S-o fi pus taurul jos? Bă, da, ești culmea, mă, pe cuvântul meu. Ok, astea mă stresează ăsta, nu vreau nimic, nu vreau să-mi dea nimic. Ia, te dracu, găina. Uite taurul unde era. Vino, mane, încoace, nu te mai prosti în halul ăsta. Încoace. Aci. Gat, am adus taurul vieții. Jesus, mamă, mor de sete, dude. Bă, ce s-a dus timpul, mă? Bă, termină-te. Aici am mâncare? Da, avem de toate. Ok, ok. Bă, ăsta trebuie să le dispunem și noi. Lumină, o dudă, că nu mai avem, evident. E normal că nu mai avem lumină, boss, că nu primarul, da. Se pare că nu vrea pe datorie. Bun, o să mut remorca, nu tractorul, un pic mai în afară aici să nu mă încurce. Și tractorul, știi ce? O să le las pe ambele aici. Așa. Și ce mai faci, mă, pentru nericul ăsta? Deci nu mai poți să mai faci nimic pe el. Pe ăsta trebuie să-l mutăm de asemenea. Ălea trebuie să le mutăm, o să mi le parchez aici pe toate. Aici? Vreau un pic de caca? Nu prea vreau un pic de caca. E urâtă situația mea, ce să zic? Păi este 7 și 19 minute, nu am ce să fac. Deci trebuie neapărat să mă culc, să mă trezesc poate la un 6-20, să vedem o să. Lasă fantoma, nu mai urmăresc, dau-o dracu de fantomă, că am urmărit-o până acum de două ori, mi-a dat seceră, coasă, însângerată și mi-a mai dat ceva. Nu îmi place ce-mi dă, nu prea pot să folosesc ce-mi dă, nu mă mulțumește. Da. Să-l călăresc până acasă. Bă, să mă călărească el pe mine până acasă. Funny. Așa. What the fuck? A venit zăpada. Some animals will die soon. Well, that sucks. Bă, atâta timp când nu este vaca, căreia tocmai ce i-am adus niște dic de la puternic, de la bun, așa. Deci lasă gura apă. Bă, e bine. Dacă nu e ea, ești pe bine sus. Fetele astea, tot pe somnic, opa, văd că nu mai au fodăr. Da, hai să dăm fodărul. Oare fodărul se strică? Nico, vreau să știu de la tine,
dacă fodorul se strică, pentru că am foarte mult. Și avem foarte mult, o cam îmbulinesc dacă mi se strică asta. Să știu să-l vând sau nu, știi? Taurul topojosie. Uite fata cum stă cu fundul ăla, tămâne bună. Stai mă, să spălăm și pe ea un pic, pentru că săraca e puțin dirty, nu știu, cred că la taur, cred că n-am mai văzut taurul ceva acțiune de mult timp. Este foarte posibil să nu-i displacă treaba asta. 20 de cartofi. Măi, sper să mănânce porcul meu. Care a rămas și el, apropo, nu știu pe unde. Hai să o periem un pic așa pe fată. Nu mai știu, cred că aici am pus peria. Yep. Vreau să o pregătesc acolo la funduleț, să fie, să miroasă cum trebuie, să fie zemoasă, în călduri, deși vara sunt ele în călduri, dar și iarna o bag ăsta un pic aici în colț la căldorică și e bine, lasă. Hai. Ia să vezi ce frumos o facem pe asta. Dar uite, dracu, cum doarme ea. Cu țâțele la vedere, așa. Bă. Uite, s-a căcat de dimineață ca să fie fresh toată ziua, știi că se pot... Uite, știu ce curată e. Da, e ce trebuie, e ce trebuie, e... Ia să o trag și un pic de țâțe, mă, un pic așa ca să o pun așa pe jar astăzi, știi? Deja au început activitățile animăluțele. Ia, un pic aici așa de sfârc doar îi dau. Nu se strică fodorul. Frumos! Nice! Frumos! Așa, am băgat măcar un mădular, un văcuță. Cum ai făcut misiunea să aduci un animal pe lume? Nu! Dar am făcut... Stai puțin că dacă nu mai avem misiune, n-a fost de la vacă, ci de la cocoș cu găină. A fecundat ouăle și astfel probabil a dat naștere unei alte găini. Asta să stau cu ochii pe ele foarte mult. Probabil din cauza asta s-a și sinucis cocoș și după aia s-a blocat în gar, pentru că n-a mai avut niciun scop, mă gândesc. Mai am un sac de cartofi, uitat pe lungă chestia aia, aceea de strâns cartofii. Ok. Bun. Mă duc acum, vreau să le aranjez, să le punem și noi cum trebuie, ca să știu și unde sunt sacii de fodor, adică de mâncare, și de asemenea de cartofi. Vreau să-i aranjez frumos, fodorul o să-l duc aici, unde trebuiește. O să vezi că o facem așa frumos. Bun, deja avem, stai un pic, două aici. Ce faci, Mane? Hai coace. Hai să-ți fac cunoștință, vrei? Nu vrei. Hai coace. Așa, gata, vin. Nu faci așa că... Nici să fim așa disperați, ia miroase. Ia zi-mi tu, miroase bine? Mă, cum am ocupat personal de igiena dânsei. Uite, se vede de aici eu și mică gaură, e de toate, ce ai? Mamă, că e ce trebuie, mă, ce ai? Nu aș da eu așa ceva ce nu e bun. Uite, fetele astea vor să iasă, bă, când vreodată? Când vreodată? Acum, dacă mor, este super în regulă, le luăm de pe jos, nu este niciun fel de problemă. Păi, mergem și mai cumpărăm. Asta trebuie să le iau de pe aici. În regulă, bun, hai să mergem și partea cealaltă, o să ies pe aici pe ușe. Perfect, mamă, ce-mi place acolo, deci ador! Noul nostru grajd mi se pare genial, uite o găină blocată pe jos. Dacă o mănâncă la băzdâc și se duce pe acolo prin spate, normal că se blochează. Of! Ai pregnant vaca? Ia mă să vedem. Unde vezi tu lucrurile astea? New life! As far as I know, those things work the same way as with humans. You need a male and a female, some peaceful time and full bellies, of course, because hunger doesn't go well with prolising. Prolising, ce nume de, nu prea descriptiv pentru hâț. Ok. Păi și dacă am făcut-o. Nu mai știu. Filip era pe la market, era cel cu animalele. Senior Filip.
puțin pervers de mă punea pe mine să le înmulțesc pe astea. Pregnant 7 luni și ea va trăi pentru 12. Ok, e bine asta. Deci ne încadrăm foarte bine, cumva se pare că nu avem niciun fel de animație. Deci a rămas femeia gravidă doar cu pofta. Ok. Apparently! O să avem un vițel. Nice! Acum o să lăsăm aici ouăle. Odată la două zile mă duc să le vând. Și las aici și brush-ul, pentru că sunt tot timpul pe lângă, știi? Bun, restul vreau să le iau la mine în afară de lapte. Perfect. Acum putem să-i dăm drumul la treabă. Hai să vedem. Deci ăsta ar trebui să fie de cartofi. Bun. Ăsta fiind de cartofi, o să-l aruncăm direct în remorcă, pentru că o să-l vând. Odorul și toate cele o să le mutăm. Așa, acum o să renunț la ăsta. Distrui. What? Lol. Trebuia neapărat așa, serios? În fine. Aparent trebuia neapărat poarta închisă. Super. Nat. Hai să le punem acolo. Și avem aici 15 fodder. Astea o să le bag în hambar. Eu de aici o să-mi iau. Bine, momentan le punem la ușa hambarului. Că dacă deschid poarta, trebuie să închid cealaltă poartă ca să nu iasă animalele, știi? Cartofi. Cartofi. Super. Fodder am acolo mult, 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 mult de tot în interior. Nu știu dacă mai știți, dar am lăsat vreo 4 stacuri sau ceva genul ăsta. Deci, ceva extraordinar de mult. Bun, și aici mai avem ceva? S-ar trebui să fie fodder, da. Punem și pe ăsta aici. De fapt, știi ce? Cred că pot să-l arunc peste gard. Unde am foarte mult fodder. Oța! Atât. Wow, mi s-a stricat tot fânul, că nu l-am făcut. Uite, vezi o chestie pe care am omis-o. N-am făcut fânul în baloți și s-a dus dracu. Hai de capul meu! Și uite încă o chestie, chiar dacă fac eu poarta o culoare, iar nu se mai vede. Băi, mi s-a stricat tot fânul, ești nebun? Azi, că cumpărăm niște fân, dar... It's no bueno. Pa, astea o să le luăm. Vreau să-mi iau bunurile. Și să le parchez aici momentan. Așa, una lângă cealaltă. Abia la vară mă o să mai folosesc eu niște motor de ăsta. A venit ăsta, mă, fix unde aveam eu treabă aici, nebun. Vreau să-l pun acolo, știi, dacă nu m-a lăsat. Așa, hai, fetelor, odată de aici plecați. O, hai. Hai, nu mai sta pe gânduri. Aici avem ceva stricat, deci trebuie să bag eu pe acolo pe la îngrășământ. Bun. Și acum uite care era planul. Să deschidem așa. Și să punem fodorul pe aici. Ăsta. Uite o găină acolo. Perfect. Băi, am făcut o grămadă de treabă. Acum, ce mai trebuie să mai fac este să mut plugul și toate cele de aici. Îs puțin cam în drum. Adică avem plugul, semănătoarea de asemenea care trebuie mutată și o să mă ocup de asta acum. Pe timpul iernii, profit și organizăm. Frumos atunci. Gardul de asta, vaca din interior, poți să-l folosești să faci gard exterior? A, ăla din interior, da, bun pont, bun, 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 Alexandru, bravo. Deci asta e o, da, e o treabă foarte bună, nici m-am gândit la chestia asta. E, ai putea spune evidentă, știi, dacă nu te gândești, da. Hai să o facem tot așa cum l-am făcut și pe celălalt gen.
Vin ocoliși cumva. Hai mă, dați-vă și voi la o parte. Clic, 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 clangson, 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 fată. Uf. Și veniți și le poziționăm aici. Așa. Merg acum să iau și semănătoarea și le-am pus așa una lângă cealaltă. Așa. Când va veni vremea să facem agriculturation, știm sigur că le avem bine poziționate. Problema e la ăsta care... E un punct de cuplaj cam dubios. Nice! A mers! Let's go! Pe animale, dacă arunci cu apa, se curăță, nu mai trebuie să dai cu peria pe ele. Da? O le mai ușor așa? Foarte tare! Nu o să le fac un rău iarna asta, dar în vară o să țin cont. Și le îmbăiem. Foarte bun pontul, dude. Și ai văzut, Nico, eu n-am putut să iau miere a doua oară deloc. Odată ce am luat și atât. Nu știu dacă uite ce frumos stau aici. Nu știu dacă e ceva eroare la mine sau care-i treaba, dar... Dar nu mă lasă, uite. Nada. Chiar nu știu ce are. E cu problem, e cu problem. Acum, un pic... Păi stai, o să le luăm. Păi 5 sunt bune. Dar stai puțin. Ce, îmi trebuia mai mult de 5 la ăsta? Parcă nu. Bun, faci le-o duc bine. Aici nu mai mi-apare. Că, dar parcă 5, ce-mi trebuia? Parcă 4 mi-era. Parcă. Mai am bec? Nu mai am bec, dar mi se pare că l-am pus, mă. Ia stai un pic, stai așa că încerc cu astea. Niște gunoi ar trebui un pic de vânat. Mai trebuie să mai mergem cu tractorul și cu remorca un pic la... Așa, gen adunat de lucruri prin zonă, știi? Avem și câteva lucruri de vândut, n-ar strica. Niște fodor poate și vin aici să parchez. Ia să facem noi așa un pic, știi ce merge și mai facem niște bani. Nice! Așa, momentan, ia să vedem dacă putem să mergem să-i plătim măstuia datoria. Ca să am și eu niște lumină, pentru că seara, fără lumină, este rău. Așa. Păi cred că am suficient de multă motorină. Este? Am 35 pe ataș, 47 aici. Bun, hai la market. A, și aici la Philip trebuie să mergem la animăluțe. Adică acilea. Ăsta are misiunea cu mulțirea și ăsta trebuie să ne dea ceva. 500 de bani plus. Avem aici un pachet de țigări. Ok. Cu tine la maxim? Da. Mă, pachetul de țigări cred că putem să-l dăm și aici. Nu, nu fac misiunea asta. De fapt, da, ia. Cât am dai pe asta? 63, lasă-i bine așa. Bun, hai, ne-am scos banii un picuț pe electricitate. Și acum? 5600. Forță. Asta se pare că nu mai are nimic pentru mine. Hai, la permissions. Dacă are 5.000. Aha. Fie că contează pentru ce cumpărăm. Dacă cumpăr pentru copaci, dau 6.000. Dacă cumpăr pentru agricultură, 2.000. Ei, cum pot să cumpăr pentru electricitate? Ce înseamnă asta? Ok. Păi și dacă cumpăr o zonă și vreau să fie integrala mea, asta înseamnă că voi da 12.000. Nu, 15.000. Că o să întrebați că și electricitate pe ea. Partea mișto, într-adevăr, e că pot să o dau eșalonat și pot să încep prima dată cu tree cutting, după aia cu agricultură, după aia construiesc pe ea și după aia adaug lumină. Tare, tare, tare chestia asta. Cred că și terenul ăsta de aici mi-ar conveni, dar uite, fii atent. Păi da. Tricating 1000 comparativ cu 6, pentru că nu avem copaci aici. Aaa, ce mărlăneală, deci fiecare zonă, în funcție de ce are pe ea, costă diferit.
Nu e chiar așa cum credeam că toate sunt de un 5, 6, 7. Conte niște maxim ce zonă ții pentru ce vrei să faci. Vezi, mă, deci o chestie foarte complexă, știi? Nu e așa nimic întâmplător. Cât de tare. Me gusta. Și acum avem și lumina. Aut, lumina așa pe opulență. Mă uit să stingă. Opulență, opulență. Apropo, uite, am fost situații în care am uitat lumina aprinsă. Și ce am plătit, mă, 100 la 3 luni. La 4. Că am și uitat. Este foarte, foarte bine. Noapte bună, Rareș. Noapte bună. O să fiu ginecolog. Nice, poate vedem asta într-un live viitor. Fraților, până atunci vă doresc noapte bună. Mulțumesc că ați fost aproape. Sper că v-a plăcut acest live. Posibil ca și mâine să facem tot de la aceeași oră, tot cu Farmers Live, bineînțeles. Aproape în fiecare zi, săptămâna asta. Mulțumesc din suflet pentru contribuirea voastră la Damblaua mea și noi ne vedem maniana cu alte videoclipuri și, sper eu, și un live. Noapte bună, pa, pa! I miss the sexy smile, looking for to see.